Bună ziua, stimați colegi, stimate doamnă profesoare, stimați domni, acum că am savurat împreună și acest 8 martie, împreună cu pretrecerile de rigoare, am făcut și noi una aici pe Facebook, putem să ne relaxăm și să ne întoarcem la ce știm să facem mai bine, adică un nou curs duminical. Vă salut pe toți, deosebit respect. Domnul Toma, văd că sunteți acolo, bineînțeles, ca de obicei, prietenii noștri de pe Facebook sunt și ei prezenți, aveți link-ul în continuare de Zoom și puteți să-l accesați. A fost 15-20 de minute și link-ul de curs, practic datele de conectare pe Zoom. Eu sunt Florin Tudose, pentru cei care nu mă cunosc, săptămânal, de câteva luni bune, facem câte un curs în care prezentăm tot felul de minuni pe aici. Vă mulțumesc în continuare pentru încredere și, așa cum v-am spus, îi salut pe cei de la Chișinău, știu că sunt tot mai mulți care se uită. Avem și tot felul de hacker care ne trimit mesaje spam în Facebook, o să rezolvăm și problema asta într-o zi. Doamna Cocarea Drăghici, vă salut, nu v-am mai văzut de mult pe aici, pe la cursuri. Pe WhatsApp, pe Zoom, de asemenea, foarte mulți dintre prietenii noștri. Deja l-am pomenit pe domnul Toma, ca de obicei, sper că este și doamna Ilaria pe undeva pe Facebook, doamna Suncă, o salutăm. N-avem timp să-i citim pe toți, dar știm că vin săptămânal. Ce facem astăzi? Astăzi facem un curs inedit, nou, și așa cum nu v-am anunțat, o să avem și un invitat surpriză. De data asta este deja aici cu noi. Imediat o să facem prezentările și o să dăm cuvântul. Vom face un curs despre un subiect la modă, copiatul, bineînțeles, toată lumea copiază, da? E mișco, da? Copii, toți am fost învățați, da? Să copiem acolo unde nu știm. Bineînțeles, o salut pe doamna Lăcrămioara, ca e strânde la Chișinău. Link-ul de Zoom a fost, îl mai punem în continuare pe Facebook, a fost 20 de minute, îl mai punem încă o dată, nu e nicio problemă. Bun, ce spunem despre copiat? Ce înseamnă să copiem? Nu o să stau să facem introduceri savante, asta le găsesc și de toată lumea pe internet, înseamnă să ne inspirăm. Și deja este o discuție extrem de vastă și extrem de tehnică dacă copiatul de pe net este copiat sau este doar sursă de inspirație. Câte vreme, să zicem, sunt surse deschise, dacă precizăm sursa, ca elev spunem că nu copiază practic, ci doar se inspiră, dacă a precizat asta. Problema este în ce măsură se inspiră, în ce procent, 3%, 7% sau 70%. Aici este discuția. Dacă doar citește și evident el își preia de acolo niște informații și le judecă și le filtrează cu mintea lui și creează ceva inedit, adică un esel sau o compunere sau un ce știu eu, altceva, se poate spune că nu este copiat. Copiatul intervine atunci când evident practic ia cuvânt cu cuvânt din diverse surse și pune acolo unde vălmășie toate informațiile. O tehnică foarte bună pentru a-i descuraja, m-am gândit zilele astea tot făcând cursul ăsta, cu ce aș putea să vă vrăjesc, ca de obicei, o tehnică foarte bună pentru a stopa copiatul este să-i lăsăm să se inspire din ce surse vor ei. Da? Ia de aici, nu contează că le spui sursa sau nu, dar după ce mi-ai pus 3 pagini, 7 pagini de materiale de pe internet, te rog să-mi vorbești despre ele 5 minute. Da? Sau dacă nu poți să-mi vorbești, să sintetizezi ceea ce ai scris acolo cu cuvintele tale într-un scurt eseu de 50 rânduri. E să vedeți că atunci se termină cu șmecheria și toți vor recunoaște. Da, păi am luat de pe internet, nu contează. Lăsați-i să ia de pe internet oricâte informații vor, pentru că oricum nu le putem verifica. Dar în momentul în care le dăm această mică operă de sinteză, ok, ai scris 3 pagini de referat, ia acum sintetizează în 10-15 rânduri ce ai înțeles din ce ai copiat. Să vedeți că atunci apar și problemele și se vede cine are și această capacitate de sinteză. Bun, de ce este importantă această temă? Pentru că, evident, știm cu toții, a copia este, pe lângă faptul că este ilegal, imoral, este și un atentat la adresa viitorului celor care se pregătesc. Și vreau să vă amintesc, dacă nu știți, în Africa de Sud există un citat într-o universitate care zice cam așa, că distrugerea oricărei națiuni nu necesită bombe atomice sau rachete balistice, unii ar spune că nici virusuri din astea, știți că acum cu virusuri ne distrugă dinamicii, ci trebuie doar scăderea calității învățământului și permiterea fraudei și permisiunea copiatului la examene. Consecințele, pacienții vor muri în mâinile unor asemenea medici, care evident n-au învățat,
clădirile se vor prăbuși fiind construite de ingineri prost pregătiți, banii se vor pierde în mâna unor economiști la fel de competenți, iar dreptatea se va evapora în mâinile unor judecători corupți. Iar crahul învățământului va fi crahul națiunii. Mi-a plăcut acest citat pe care stă scris într-o universitate în Africa de Sud. Și ca o anecdotă, țineți minte, practic, de mici, acolo unde, să zicem, erau probleme, toți făceam acele fițui, să nu ne ascundem după degete. Și mi-am adus aminte un elev de printr-o țară dintre asta asiatică, a fost prins recent cu 11 metri de fițuică, da? Înconjurat pe corp. 11 metri, scrisese 25.000 de răspunsuri la română, istorie, matematică. A muncit luni de zile, când l-au pipăit ăia, avea 11 metri de foi, practic era înconjurat. Mă întreb cum a apucat să scoată, de unde știa unde e răspunsul, senzațional mi s-a părut știrea asta. Cum să muncești 11 metri, bineînțeles, să te prindă ăia în secunda 2. Toți avem anecdote legate de profesori care copiau, dar țineți minte acum câțiva ani a fost la Pitești, parmise, un caz în care la bacalaureat, cum venea profesorul și spunea, scrieți toți, nume, prenume, Popescu Ion. Toți 30 au scris Popescu Ion, când au desfăcut lucrările la corectat, ghiște, Popescu Ion, bineînțeles, s-au dat, s-au refăcut subiectele și examenul. Erau unii când copiau inclusiv numele celui de la care copiau, țineți minte, și în școala generală. Și mai e o întâmplare haioasă și cu asta o să trecem la subiect. O anecdotă foarte, foarte reală. Pe vremuri, înainte de 89, știți că se făceau liceele la Seral și practic foarte mulți polițiști, jandarmi, mergeau acolo și își completau cursurile. Odată la fizică, la o teză, este fapt real ăsta, îl povestesc așa să ne destindem, odată la o teză la fizică, evident, a spus subiectele, profesorul, cum avea o chestie legată de, trebuia să scrie cu ionii negativi și ionii pozitivi. Bun, și l-a spus, vedeți, nu scrieți toți, da, la fel, cuvânt cu cuvânt, da, să nu bată la ochi. Și bineînțeles, unul dintre elevii aceștia a înlocuit Ion cu Gheorghe, da? Și toată teza a scris acolo, da? Ce credeți că a scris? Cat Gheorghe pozitiv, An Gheorghe negativ, adică în loc de Cat Ion și An Ion, el a înlocuit Ion cu Gheorghe, senzațională mi s-a părut chestiunea asta, da? Excepțional, adică Cat Gheorghe și An Gheorghe, bun, deci asta e cu copiatul. E un spor național, să nu ne ascundem după degete, care pleacă din mai multe surse, primul presiunea familiei, ca elevul să ia note mari, presiunea școlii, evident, ca elevii să poată să se prezinte și liceul să aibă o faimă, școala să aibă o faimă. Prin urmare, ne-am gândit, școala fiind online acum, cum putem să prevenim copiatul online, mai ales că știți, ei sunt pe Discord toată ziua, văd că lumea îmi trimite aici tot felul de idei cu copiatul, puteți să scrieți în chat și pe Facebook și pe Zoom cum copiați voi eventual în școlile pe care le-ați prezentat sau cum copiază elevii dumneavoastră și să căutăm împreună câteva soluții. Bun, deci ziceam că acest curs este ca de obicei gratuit și înainte de a da drumul avem site cursulprofesor.ro unde găsiți toate cursurile și pachetele acestea pe care le-am tot promovat, se pun în coș și practic primiți imediat pe adresa de e-mail factura și diploma pentru cei care doresc. O să mai povestim despre acest fapt. Cei care doresc să reușească să creeze conținut educațional pe florintudose.com, de asemenea aveți un site unde puteți încărca trei resurse pe care le-ați creat însemnând teste, exerciții, lecții și le puteți la fel încărca și primiți certificatul de creator de conținut. Domnul Toma ne dă o problemă aici, bineînțeles, da? o să citim mai încolo, ca de obicei, o problemă de nerezolvat. Și vă spuneam că la cursul de astăzi avem o surpriză, ca să trecem efectiv în desfășurarea lui. Avem un invitat, nici el nu știa el practic o să fie cu noi aici, nici eu nu știam, practic aseară am făcut discuțiile, ca de obicei ne pregătim așa pe ultima sută de metri. Domnul Marius Mazilu, salut Marius. Bună ziua. Salut. Marius Mazilu este un programator din Timișoara. Ei sunt în cod roșu acum și omul stă în casă și creează diverse lucruri. O să vedeți ce. Și o să ne spună, o să facem un dialog cu dumnealui pentru început
Și după aia o să vedeți și ce a creat Marius, bun pentru profesori, o aplicație, bineînțeles, care ne ajută, evident, în munca pe care o desfășură Marius. Te rog să ne spui câteva cuvinte, cum ți-a venit ideea să faci, deocamdată nu deconspirăm, lăsăm așa un pic de suspans, nu deconspirăm ceea ce ai creat. Este prima dată când prezint în cursurile mele așa ceva și mă bucur că ai acceptat invitația noastră de a ne te alătura, pentru că, așa cum știți, îmi place să promovez și aplicații românești și creatori de conținut români, nu doar imperialiștii aceștia care, practic, ne invadează creierii. Deci, ce ai făcut și cum ți-a venit ideea? Mulțumesc în primul rând de invitație. Mă bucur să fiu aici. Ideea mi-a venit bine. Am avut acum mulți ani un prototip, o mică jucărică făcută cu care mă distram eu, testam comunicare în timp real între mai mulți utilizatori. Și când a început pandemia, având multe cunoștințe care sunt profesori, a fost perioada aia la început de disperare, când toată lumea a mers în online și nu știau ce să facă. Și senzația pe care o percepeam în jurul meu este senzația unui profesor care stă pur și simplu blocat, nu știe ce să facă mai departe, nu știe următorii pași. Și având în vedere că aveam apropiați, m-am pus să fac eu o aplicație care să-i ajută în timp ce vorbeam cu ei și discutam, să vedem ce anume, ce le lipsește, ce au nevoie, cu ce îi pot ajuta, cum putem să-i ajutăm mai ușor, cum poate fi mai ușor de înțeles ceea ce folosesc, ceva care să ne ușureze viața. Perfect. Și ai creat? Ce ai creat? VBoard, virtualboard.ro, da? Da. Da, VBoard.ro. Aplicația este multilingual, am făcut-o să meargă și în română și în engleză. O prezentăm în detaliu astăzi. Domnul Tomaș își ia notițe, nu cred că o știa, acum practic o desface, se ocupă imediat, vede ce face fiecare rotiță din angrenaj. Bun, deci ce ai creat? Ai creat o tablă virtuală, da? Exact. Dar mult mai șmecheră decât Jamboard-ul ăla amărât de pe Google Meet, de pe Classroom, în care eu o arăt acum și o să intrăm și în detalii, o să te fac pe tine dacă vrei și co-host să prezinți tu, dar hai să mai vorbim un pic despre ce conține această aplicație. E gratuită, în primul rând, să spunem, că nouă ne plac lucrurile gratuite, evident. Da. Vă las pe dumneavoastră să continuați, că e prima oară, chiar în situație inedită, să văd pe altcineva că prezintă. Bineînțeles, eu prezint toate minunile aici, dar vreau să te întreb, e foarte bună, uite, doamna Angelica Turculeț deja o utilizează, știe despre ea, excepțional, oamenii noștri pe Facebook ne scriu. Deci, practic, ce face această VBoard? Zim pe scurt și după aia intrăm în meniu ca să arătăm oamenilor cu ce se ocupă aplicația. Bun, pe scurt, a fost construită ca să fie accesibilă pentru oricine, inclusiv de pe device-uri mobile, mai având în vedere că mulți elevi nu au neapărat laptop, tabletă, tabletă grafică, poate fi folosită inclusiv de pe telefon. Cu ușurință, cu minimul de investiție fiind un stilus, un fel de pix, așa cum am eu aici în mână, care costă cam 5-10 lei și cu care se poate scrie pe ea. Acoperă funcționalități necesare pentru România, de exemplu, liniaturi de tip 1, tip 2, suportă audio-video pe ea, avem table individuale pentru lucruri individuale și mici teste și exerciții individuale la clasă și putem să intrăm, nu știu cât de adânc vrei să intru în detalii. Foarte, foarte adânc vreau să intru, vreau să te fac o host ca să servești tu dacă ești pregătit, da? Sigur. Ok, ca să arătăm oamenilor, uite, ești mic fost acum, deci practic ai preluat controlul asupra ecranului. Hai să o luăm așa cu începutul, salut și pe proful de geogra, de pe Facebook, ne spune acolo tot felul de idei, a mai fost și el invitatul nostru, va mai fi. Bun, hai să luăm cu începutul. Deci practic profesorul se loghează cu o adresă de e-mail. Corect, cu orice adresă de Google sau orice cont de Facebook. Okay. Cu majoritatea profesorilor sunt pe Google Classroom. Deci, pot folosi contul de clasă. Da? Ok. Fac share? Da, fac share. Fă share, te rog. Ok, hai să fac. Și arată-ne tu, ca să nu arăt eu, să meargă, eu să spun întrebări și tu să arăți. Bun, deci practic ne logăm cu contul nostru de mail sau de Gmail. Ok? Exact. Eu o să-l deschid pe al meu de aici. Da, să ne dai și share dacă e ok. Nu am dat încă share? Da, gata, se vede acum. Mă uitam pe Facebook și era un pic decalat. Bun. Deci, practic, necesită doar o logare obișnuită,
Exact. La profesor, îmi fac un cont, să mărești un pic dacă poți ecranul să se vadă mai bine. Ok, perfect. Și mai departe, ce avem în meniu? Hai să vedem împreună. Păi, meniul de acasă în care avem aceste două tabele. Eu acum am tabelele completate pentru că testez mult pe ea și practic aici sunt toate grupurile pe care le creez eu. Asta este un tabel care de regulă este... Grupurile înseamnă de fapt clasele sau exact. Exact. Clase sau grupuri de elevi, cum vrem să le, ăsta, să le considerăm. Aici, practic, lista asta este completată pentru mine ca profesor, iar asta de aici este pentru elevi. Cei care au fost acceptați într-un grup, toate grupurile din care fac parte ei apar aici. Până numai noi ca profesori vedem partea asta, ei ca elevi văd partea asta. Și aici afișez doar top 5, primele 5 elemente din grup, dar ele se regăsesc aici în meniul lateral, în grupurile mele, unde sunt toate grupurile pe care le-am creat. Practic, eu îmi fac clasele de elevi, să spunem, fie că sunt clase oficiale sau grupuri pentru meditații sau activități extrascolare, poți să-mi creez aici aceste clase, grupuri, cum le zice la voi. Și mai departe? Și mai departe, după ce am creat unul, o să merg pe unul deja gata creat. Exact. O să iau, de exemplu, prima mea lecție. Și pot să-i dau start. În momentul în care am dat start, mi-a pornit direct lecția, iar acest link pot să-l share-ui, am aici pe meniul lateral, se transformă în meniul de lecție, pot să apăs pe butonul de trimite invitație și acest pot fie să copiez acest link, să-l dau tuturor elevilor, sau îl postez, apăs pe butonul de Google Classroom Share și se îmi deschide interfața de Google Classroom și îl pot posta pe Google Classroom, sau îl trimit prin mail, Facebook, WhatsApp, Viber. Bun, ca să fixăm asta. Linkul acesta este linkul pe care elevii intră în ora mea. Exact, exact. Atunci. Nu e nicio deosebire până aici. Exact. Cu singura adăugire, o să spunem imediat, că, practic, noi putem să le dăm și pe Classroom și oriunde am face, chiar dacă suntem pe Meet cu ei. Asta este interesant. De exemplu, noi avem ora pe Meet, că așa ne obligă conducerea, dar putem foarte bine să deschidem un V-board, o tablă dintr-o asta virtuală, la tine, și să dăm link-ul pentru a lucra și pentru a face lecțiile aici. Deci sunt compatibile cele două aplicații, așa cum am tot arătat, se poate share-ui ecranul și dăm link-ul în Meet și practic elevul intră aici dacă am nevoie de tablă. Exact. Am postat link-ul la această lecție, acest grup, pe chat-ul de... O să intru și eu. Perfect. Și după cum vedeți, de fiecare dată când cineva încearcă să intre, ni se cere acceptul, dacă dorim să permitem sau nu. De regulă, o să permit pe toți cei care vor să intre. Deci elevul când dă click pe link, nu ne apare această, uite, doamna Iraria, bineînțeles, o salut cu deosebire, sper că a intrat. Deci elevul intră pe acest link și eu am posibilitatea ca profesor să-i aprob sau nu intrarea în lecție, în clasă. Exact. Elevii, hai să spunem, nu au nevoie de conturi, se loghează cu orice mail. Exact, exact. Da? Se loghează cu orice mail, orice cont de Facebook. În momentul în care se deschide cererea, puteți vedea acolo, practic, contul cu care încearcă să intre. O să accept acum toată lumea care dorește să intre, pentru că, na, e bine să facem și o sesiune interactivă. Exact, să se vadă cum se lucrează. Deci, practic, noi aprobăm elevii cu care lucrăm în oră, să spunem că vrem să facem evaluare. Da? Și acum o să vedem care sunt avantajele, doamna Bolb, un pic de răbdare, suntem la începutul cursului, asta încercam să arătăm, care sunt avantajele acestei platforme. Bun, deci practic elevii intră cu aprobarea noastră în curs, în clasă, în lecție, să spunem că vrem să facem evaluare cu 5 elevi, de exemplu, sau cu 7 elevi, da? Sau cu 10 elevi, nu cu toți. Le putem da acest link și spunem, intră jumătate de grupă aici, da? În această clasă sau mini-clasă sau mini-grup pe care îl creăm. Te rog. Da, exact. Încă mai aștept să intre, că văd că intră lume și o să-mi tot apară ecranul de... Să simte multă lume, că lume curioasă, ca niște elevi. Stai să vezi când o să înceapă să-ți mărgărească tabla, pregătește-te. Da, aici, în această clasă, am făcut-o astfel încât toată lumea are drepturi din start de scriere. Dar, în mod normal, când creăm un grup proaspăt, nu are drepturi nimeni în afară de mine să scriu și eu controlez de aici, din meniul lateral, cui dau voie să scrie. Hai să arătăm chestia asta. Deci, pe o subire de Meet, să-i răspundem doamna Ioana Bolt, pe o subire de Meet, noi putem controla dacă elevul are permisiunea să scrie sau să și vorbească. Hai să arătăm cum facem. Exact.
Deci, revenind la grupurile mele, iau aici prima mea lecție, editez și aici este o bifă care zice dacă este activată sau dezactivată scrierea. Bun, deci dacă noi nu vrem, elevul nu scrie nimic pe tablă și nici nu vorbește în timpul acelei ore. Foarte corect. Important asta. Știți că pe Meet nu există această opțiune. Elevul vorbește, toată lumea vorbește, decât dacă vorbim cu adminul să dezactiveze sunetul, mă rog. Deci aici, din start, eu pot să-l pun pe mut, pe unul sau doi sau pe toți elevii, da? Da, în primă fază aici este, de aici controlăm dacă îi dăm voie sau nu să scrie. Dar putem să-l punem și pe mute, evident. O să intrăm în partea de audio-video, suport audio-video după. În momentul acum în care pornesc lecția... Se aude un mic delay la tine, un eco, dacă o fi de la Facebook sau de la ce fi. Și aud un pic de eco, într-adevăr. Nu ai Facebook-ul pornit pe... Nu, pe nu l-am. Ok, hai să continuăm. Okay. Ok. Deci în momentul ăsta, pentru că am dezactivat la toată lumea... Da, într-adevăr aud acum feedback mai mult. Acum pot să dau voie cui vreau eu să scrie. Deci pe rând pot să dau voie la una sau mai multe persoane. Ok, ia uitați că deja am început să scrie. Deci, practic, elevul intră din moment ce a intrat pe acest link, intră pe tablă și eu îi permit sau nu îi permit să scrie. Uite, a intrat și doamna Corina, o acceptați. Deci, practic, ca profesor îmi selectez elevii cărora vreau să le dau acest link, da? Exact. Bun. Deci, dacă eu nu vreau ca să intre toți elevii, eu pot să fac această operațiune și le dau doar anumitor elevi. Deci, da. Pe cei care... Deci, uite, doamna Faza, ca să sa. Eu am acceptat-o și pe dumneavoastră că plânge după aia. O acceptăm. Dar dacă apăsăm într-adevăr pe butonul de respinge, nu mai au acces, nu mai pot să... Dacă nu-l cunoaștem sau dacă nu știm numele, putem să spunem, da, tu nu intri că nu știu cine ești. Exact. După cum ziceam, na, funcționalitățile sunt clasice, funcționalitate normală de scris, linii normale, dreptunghi, elipsă, radieră, la care putem controla, la toate aceste tool-uri putem controla mărimea, măresc radiera, de exemplu. Pot pune text normal, căsuță de text în care scriu ceva și o pun undeva. După cum vedeți, lumea când scrie, eu văd în timp real fiecare mișcare. Lucru care este foarte important la cei care fac cu clase primare, care vor să vadă dacă elevii mișcă frumos și corect pixul pe hârtie, dacă scriu corect. Și dacă vorbim despre clase primare, o să las un pic aici desenatul și o să trec pe tabla următoare, o să fac încă o tablă, apăsând butonul de next și o să pun, de exemplu, o liniatură de tip 1 pentru elevii care sunt clase primare și doresc să scrie. Pot să folosesc abilitatea de zoom, care este foarte utilă pentru... Exact. Deja am început să scrie, iată. Deja au început să scrie. Practic, noi putem face exact ca la orice altă tablă mai multe pagini, să trecem pe pagina 2, 3, 4, 5, oricâte, da? Uh-huh. Și avem aceste liniaturi, haideți să le arăt pe toate, te rog. Liniaturile sunt liniaturi de tip 1, de tip 2, dictando, matematică și muzică. Uh-huh. Foarte tare. Hai să arătăm dictando, muzică, cum arată. Ok, hai că le mut pe partea. Deci am pus tip 1, punem un tip 2, okay. Pun un dictando, perfect. O matematică și o muzică. Excelent. Deci, practic, ne putem alege ce tip de caiet, să zicem, folosim cu cei mici sau chiar și cu cei mai măricei, da? Și să distribuim această formatare, să spunem, da? A paginii. Exact. O să mai deschid o pagină nouă. O să o curăț și o să și fac acum, de exemplu, o să inserez o bucată dintr-o imagine. Okay. Am niște fișe pe aici, o să le pun, ia să vedem, de exemplu, de la matematică, o să iau, ia să vedem, am aici o poză cu niște exerciții, o să iau exercițiul ăsta, pot să inserez o bucată din orice imagine, o iau, o selectez, dau OK. Și o pun apoi unde doresc în pagină, o pot redimensiona, da, ok, și acum, în mod normal, toată lumea a trebuit să aibă acest exercițiu. Ok, bun, deci practic eu mi-am introdus aici, cum ai făcut tu, cu copy-paste, o părticică dintr-un exercițiu, pot să introduc și imagine, da? Uh-huh.
Așa, și trimite elevilor acest exercițiu, da? Exact. Toată lumea vede aceeași tablă în momentul ăsta. Cumva e ca la whiteboard.fi pentru cei care știu să folosească. Și acum elevul se zicem că rezolvă, da? Ei, acum este o situație interesantă. Aș vrea să mergem, putem trece la următoarea parte, de exemplu, să împărțim în table individuale. Deci în momentul ăsta avem aici în meniu această opțiune. Pornește table individuale. În momentul în care dau click pe acest meniu, toate tablele s-au separat în table individuale pentru fiecare. Fiecare elev are dreptul să scrie, are voie să scrie pe tabla lui, iar noi putem vedea... Doar când pornești acea opțiune. Exact. Până atunci elevul vede doar ce fac eu, ce scriu eu pe tablă. Exact. Deci, practic, acum zicem că am pus acest exercițiu și spun, aveți 3 minute sau 5 minute să rezolvați. Vedeți că fiecare dintre elevi, adică dintre dumneavoastră, ați intrat pe tablele lui Marius și eu și domnul Toma și o groază de colege și aveți același exercițiu și ne apucăm să rezolvăm frumușel, da? Exact. Și noi vedem aici cum scrie fiecare tot așa în timp real. Și putem să urmărim, că dacă cumva ne îngrijorează cine copiază, cine stă pe loc și nu face nimic, probabil se inspiră în momentul ăsta. Doamna Oana Bol, bineînțeles, nu face exercițiu. Se inspiră, caută pe net. Exact. Iar cei care scriu îi putem vedea, iar dacă ne place ce scriu, putem intra efectiv în tabla lor și putem să contribuim la tabla lor, să punem o bifă, un ok, să punem eventual bifa cu o culoare mai verde. Deci putem contribui și noi la tabla acestora să le explicăm. Iar schimbările astea le vor vedea doar acel elev pe tabla lui. Splendid. Elevii văd tablele celorlalți colegi? Nu. Nu. Deci fiecare elev, asta să precizăm, vede doar propria lui tablă și ceea ce share-uiesc eu, evident. Dacă eu vreau să share-uiesc toate tablele sau doar tabla mea, o vede. Virtual Board se cheamă, vboard.ro, o să mai arătăm site-ul. Merge și pe Teams, merge și pe Google Meet, și pe Zoom, și pe WhatsApp, oriunde poate fi trimis link-ul, după cum știți, merge trimis. Hai să continuăm. Bun. Ok. Să presupunem că e gata exercițiul, totul s-a terminat. Revenim la meniul principal și închidem sesiunea de table individuale. În momentul în care am închis, am revenit înapoi la tabla originală, dar aici, în meniu, avem salvat o parte în care zice sesiuni de table individuale. Deci, practic, eu pot să-l las 5 minute, da? Uh-huh. Deci, încă dau un mic test sau o mică verificare sau o mică o chestie de feedback să văd dacă elevul a fost atent, da? Și după 5 minute închid tablele. Ei nu mai pot să contribuie cu un răspuns. Deci previn cumva inspirația copiată pentru că el nu știe ce o să-i dau, să spunem. Evident că el poate să vorbească în aceste 5 minute unul cu altul, dar având acest control și văzând cine scrie și dacă coincid răspunsurile 100%, văd cine cum i-a scris pe WhatsApp sau pe altceva un răspuns. Deci, practic, putem da și teste și mici verificări și mici întrebări în care să îi punem să lucreze efectiv ca în clasă. Exact. După ce s-a încheiat sesiunea, sesiunea respectivă este salvată aici și dacă deschid, voi vedea la fiecare elev ce a făcut. Putem să trecem prin fiecare să vedem ce anume. De exemplu, aici sunt unde am pus și o bifă. Deci se salvează automat, da? Exact. Se salvează automat, dar în momentul ăsta se salvează pe device-ul profesorului. Exact. Adică, deci dacă astăzi intrați de pe laptop și sunteți în ora de pe Google Meet, pe Classroom sau pe Teams și ați dat acest link elevilor, se salvează aici pe laptop în contul noastră de VBoard, da? Exact. Perfect. Deci, practic, elevul când a lucrat, avem și o dovadă faptică că elevul a și lucrat. Elevul lucrează fie cu degetul pe telefon, da? Sau cu tastatura, sau cu pix, depinde ce are. Exact. Deci lucrează cu degetul, el răspunde cu degetul, scrie 5 sau scrie pur și simplu cu degetul pe telefon. Merge foarte bine, am testat-o și eu aseară. Deci puteți să, dacă intrați pe un telefon, puteți să vedeți că puteți da răspunsurile cu degetelul. O altă opțiune aici este faptul că puteți descărca toate aceste table în format PDF. Dacă dau click pe butonul ăsta, mi se generează un PDF. Da. Dacă vrem să-l urcăm apoi pe Google Classroom, o să-mi apare imediat aici. Și să avem un PDF generat cu toate tablele și toate persoanele și deci tot ce... Deci degetul se scrie pe telefon, doamna Radu, nu cu tastatura, da? Da? Deci cu degetul, nu cu tastatura, să precizăm, pe telefon. Deci elevii dau răspunsurile cu degetul pe ecran, ca un smartphone și pot să scrie cu degetul.
Da. Poți să scrii și cu tastatura, că evident poate să introducă text, dar ideal ar fi mai ales la matematică și exact. Situații se poate. După cum vedeți aici avem toate tablele salvate. Da. Și ceea ce putem de asemenea și să descărcăm pe rând imagine separat sau PDF separat, sau, de exemplu, dacă avem acest exercițiu, ce putem să facem e să încărcăm această imagine în tabla comună. Mm-hmm. Și acum toți elevii văd exercițiul pe care tocmai l-am încărcat din sesiunea precedentă și putem să continuăm să vedem dacă elevul, să vedem ce a făcut acest elev. Dacă e bine, cum a făcut, dacă nu e bine și practic toată tabla, toată clasa vedem ceea ce se întâmplă, vedem rezolvarea și putem să corectăm, să vedem unde a greșit eventual sau cum a fost, de ce a făcut bine, soluția. Perfect. Întreabă lumea dacă se poate pune text pe telefon, nu a găsit. Butonul T din lista din dreapta, răspunde da. Bineînțeles, acolo avem butonul T, putem pune text. Exact. Ca profesor și ca elev. Avem, să precizăm că avem și pe site-ul aplicației tutoriale în care se explică lucrurile astea, da? Da, corect. Deci cine nu a înțeles acum sau nu poate să le vadă cursul, poate să intre pe vibor.ro și vede acolo cum se fac anumite lucruri care poate i-au scăpat acum. Bun, hai să continuăm. Putem să descărcăm și table, de exemplu, sesiunea noastră curentă, unde avem aceste table, avem 4 din 4. Dacă dăm click aici, putem vedea fiecare din tablele la care am lucrat până acum. Putem să le încărcăm pe fiecare, să navigăm la ele sau navigăm cu butonul. Sau, de la meniul de operații imagini, putem să salvăm, să descărcăm ca sub formă PDF toate tablele. Dacă cumva ținem o lecție și scriem mai multe table, la final putem să descărcăm lecția și o urcăm pe Classroom sau o trimitem pe mail elevilor care nu au fost prezenți, eventual ca să poată să recupereze. Elevul poate să activeze mai multe pagini pe tablă. Elevul nu are acces la navigarea tablelor. Elevul are un format diferit. Profesorul ghidează toată tabla. Okay, profesorul. Fie deja o tablă, cum trece pe tabla a doua? Profesorul sau elevul? Elevul. Elevul încă nu are opțiunea ca să facă table multiple. Doar deci profesorul. Ghideze doar pe o tablă cu răspunsurile, da? În momentul ăsta, da. E o funcționalitate care va veni mai ulterior. Okay. Să poată și elevul să aibă mai multe table. Da. Perfect. Doamna Alexandra Radu, aveți aici T-ul, uitați, îl mai arată tot o dată Marius. Deci pune text aici, în meniul din tablă. Da, uitați, aveți T-ul aici, în meniu. Apăsăm, scriem ceva. Text. Îl vedeți, doamna Radu? Există la meniu de text și puteți să scrieți pe tablă. Bun, perfect. Continuăm. Ajungem la o chestie foarte, foarte drăguță. Pe deosebire de multe alte table, putem și suna aici elevii. Ei, să vedem, deci putem face video cu elevii pe tablă. Exact. Vreți să încerc acum? Eu pot să dau pornire de apel? Nu, să spunem, da? Deci de aici, din meniul acesta, în momentul în care dau pornire, de fapt să vedem și tutorialul, dacă toți suntem așa la Corect. Zona asta. Deci, platformă și de evaluare și de predare, dar mai mult de evaluare, aș zice eu, pentru că el poate să răspundă în timp real. De asta facem curs despre cum să nu copieze elevii. Elevii doar își introduc numele și se loghează cu adresa de mail și asta e tot. Dacă nu se loghează, păi nu au cum să intre, doamna Carmen, cum să intre pe tablă dacă nu se loghează. Deci, evident că el trebuie să se logheze și să intre cu un nume pe care să-l și recunoaștem. Vorbim cu ei, dacă își trece la bombardierul, evident că nu știu cine e bombardierul. Spune, intre pe tabla mea și trece un nume, Vasilică Ionică. Ok, bun, hai să continuăm. Asta sunt deja probleme tehnice pe care le rezolvați cu elevii. Dacă nu se loghează cu numele lor și cu mail-ul lor, noi nu avem cum să vă ajutăm, să știți. Trebuie să avem un mod prin care controlăm cine intră în tablă. Asta este modul. Din moment ce ei sunt acolo, îi rugăm să se logheze cu contul de Classroom, cu contul de Google, cu Gmail-ul lor. Și atunci îi știm că îi vedem acolo cu nume și prenume. Bun. Corect. Pe secțiunea de tutorial aveți aici pe lateral, la gestionarea unei lecții, partea de audio-video. Acest buton pornește un apel audio-video, după care se transformă în aceste trei butoane. Primul este ca să ascundem sau să arătăm lista de participanți. Al doilea e ca să ne punem pe mute, noi sau elevul. Și al treilea este ca să ne ascundem video. La fel ca și la Zoom, la Meet, la orice alt instrument. Toți participanții vor fi aici jos
și vor fi în linie continuu. Se poate scrolla prin ei, se poate naviga prin ei. Dacă vrem, putem să-i punem pe mute sau să-i scoatem de pe mute din interiorul lecției. În momentul în care un elev este prezent, aici, în momentul ăsta, este dezactivat pentru că nu este pornit apelul video. Dar noi putem să-i scoatem sau să-i punem pe mute dacă dorim. Dacă este zgomot sau dacă vrem să auzim ce spun. Bun, deci practic, cum am spus și mai devreme, elevii pot fi puși pe mute sau pot fi puși pe unmute de către noi și la fel le dăm dreptul să scrie sau să nu scrie pe tablă. Ceea ce în Jamboard nu se poate. Da, el mărgălește de câte ori vrea. Da, aia a fost prima problemă care am întâmpinat-o la prima lansare, când profesoarele au dat drumul în clasă și toți au început să aplodeze poze cu toate lucrurile, au început să mâzgălească. Am făcut default-ul să nu mai scrie nimeni până nu dai voie. Corect. Se pot face grupe, breakout rooms? Nu se pot face breakout rooms. Ce puteți să faceți este să faceți subgrupe. Practic, dacă avem, noi acum am făcut o grupă cu o întreagă clasă, dar putem face grupul 1, grupul 2, grupul 3, grupul 4 și dăm link-uri la X, Y, Z, intră în grupul 1, grupul 2, grupul 3, grupul 4 și putem să intrăm pe rând cu ei. Deci putem împărți pe grupe, camerele acelea separate, da? Și atunci facem table separate pentru grupe. Și nu mai dăm același exercițiu tuturor, de exemplu. Da? Facem câte 4-5 într-o grupă. Putem să-i punem și după nivelul lor de pregătire și după nivelul lor de, nu știu, dorința de a lua note mai mari și le putem lucra diferențiat în cadrul aceleași ore, dându-le, practic, dacă avem 20 de elevi sau 25 sau 30, facem grupe de câte 5-6, 5 grupe și am dat, practic, 5 exerciții total diferite, astfel încât ei nu prea au cum să se mai ajute. Corect. Nu știu ce ar mai rămâne de spus. Tablele astea se salvează automat pe device-ul local, la fiecare 10 secunde se salvează tabla. Prin urmare, dacă acum o să închid, am părăsit, revin. Deci nu trebuie să fac nimic, se salvează. Se salvează automat, da. Okay. Revin și intru din nou în prima mea lecție și tablele sunt în continuare aici. Splendid. Asta ne poate ajuta în momentul în care dorim să ne pregătim lecția, de exemplu, din timp. Intrăm în V-board, ne facem o tablă, două, trei, patru, una după alta. Când pornește lecția și intră elevii, tablele sunt gata pregătite și putem doar naviga prin ele. Poți să pun și un PDF? Nu, puteți să faceți copieri din PDF folosind snipping tool-ul de Windows. De încărcat PDF încă nu am n-am adăugat support pentru încărcat PDF, dar folosind snipping tool de Windows, folosesc combinația de taste Windows Shift S, iei bucată din PDF de unde vrei și când ajunge în V-board dai Ctrl V, paste, adică și apare instant aici bucata aia de imagine și puteți să o puneți unde doriți. Perfect. Domnul Toma întreabă dacă n-a găsit un instrument de selecție să mut un element desenat deja sau să duplic un element. Nu. V-board-ul lucrează, este ca o tablă. Efectiv, este gândit ca o tablă în momentul ăsta. Practic, tabla se șterge, se scrie pe ea, putem să curățăm, mai adăugăm câte o imagine dacă dorim, dar în principiu este o tablă, pentru că toată lumea poate contribui pe ea în timp diferit. A fost o decizie de la început să fie cât mai ca și o tablă normală de clasă, pe care avem burete, dacă mergem pe cealaltă direcție în care folosim obiecte care se pot muta, devine altceva, parcă așa a fost și senzația mea la momentul respectiv și mi se părea și un pic mai greu. Eu sunt obișnuit cu genul ăla de tool-uri. Sunt foarte obișnuit că asta și prefer, dar au mici dezavantaje, de exemplu, radierele. Eu pot să încarc orice imagine aici, inclusiv la clasa de biologie, cred că am pus la un moment dat, da, la biologie și la fizică. Eu pot să încarc orice imagine de pe internet ca da, să mă ajute și după aia pot să și editez imaginea. Asta ne spune și doamna Ilaria, că pentru grădiniță merge să inserăm imagini și copiii pot să formeze grupe de obiecte, pereți, încercuiesc ei acolo, trag linii. Exact. Da? Deci merge foarte bine chestiunea asta de pe telefon, nu? Și un elev poate să șteargă un răspuns pe care l-a greșit, întreabă Simona Rusu, Sim. Da, păi în funcție de, evident, are radiera. Are radiera, are guma aia acolo și poate să se ducă să șteargă dacă au greșit o linie sau ceva un răspuns. Exact. Radiera este când apăsăm pe ea, se activează versiunea mică a radierei, dar putem să mărim radiera de la acest meniu.
de unde la fel putem să scriem când scriem cu creionul, putem scrie cu o linie subțire sau mărim grosimea liniei și o facem mai groasă. Se poate instala și video, întreabă doamna Bol. Nu. Nu, deci doar text și imagini. Exact. Video-l share-uim și îl arătăm, da, în afară și o să arătăm după ce termină prezentarea asta un site cu video, Edpuzzle, foarte drăguț, în care putem edita video-uri, deci nu plecați, nu este doar despre V-Board cursul acesta. Bun, mai zi-mi o treabă. Să zicem că eu lucrez pe grupe, cum ai arătat tu acolo. Grupele alea rămân salvate și pentru ora viitoare sau trebuie să-mi fac în fiecare oră? Nu, rămâne salvat. Deci odată salvat e gata. Exact. Deci eu pot să-mi împart, să zicem, elevi în 2, 3, 5, 6 grupe, nu contează. Da? Și practic grupele alea, deși ei intră toți odată, îmi rămân salvate la fiecare oră. Uh-huh. Cum poate corectarea profesorului ce au scris elevi? E simplu, la fel, cu text și pune... Cadiera. Radier poate corecta sau poate să insera el observații, nu? Cu textul. Da. Da, da, da. O să prezentăm la Bol și Edpuzzle. E foarte interesant, într-adevăr. Continuați să puneți întrebări, că sunt cu ochii și în chat-ul de Zoom și în chat-ul de Facebook. Cum introduc elevii pe platformă? Gabi Drăghici, o salut pe Gabi. Așa, trebuie să le scrie numele și adresa de e-mail? Nu, Gabi. Elevii se loghează, cum am spus la început, cu adresa lor de e-mail sau cel mai bine cu e-mailul pe care l-au de la școală. Ăla de Teams, ăla de Classroom și ei se loghează automat. Deci nu trebuie să-i introduc eu. Nu, trebuie doar trimis link-ul, atâta tot. Le trimitem doar link-ul, evident, și în secunda 2 ei se loghează. Bun. Ce mai are în meniu? Este că am mai văzut niște lucruri tot jucându-mă pe ea. Așa, deci aici avem elevii, perfect, și tabele individuale. Bun, când vreau să trimit o invitație, aici arătăm chestia asta, eu pot să trimit invitație doar anumitor elevi cu care fac ora. Să zicem că sunt pe grupe acum, da? Sunt în scenariu hibrid, da? Și trimit acele invitații doar anumitor elevi. Le dau acest link, da? Și zic că astăzi am la clasă sau în clasă 10 elevi, 10 sunt acasă și na, nu pot să lucrez și cu aia de acasă și cu cei din clasă. Sau îi împart în două grupe. Și cu cei din clasă pot lucra separat, nu? Iar cu cei de acasă le pot da altceva, un alt link în care ei să facă ceva. Merge și chestiunea asta. Da. Bun, perfect. Este foarte, foarte, foarte interesant aplicația ta. Te felicit pentru ce ai făcut. Ca profesor de limba română nu pot pune virgule sau litere cratimă pentru a corecta? Ei, cum să nu? Merge pus, nu? Se poate. Se poate. Odată ce cineva a scris n, de exemplu, n-am idee, ca să fie na, cineva a scris n-am idee, vin apoi cu corectura, dacă vrem putem să punem culoare roșie ca să semnificăm și aici e cratimă. Punem cratimă. Bine, eu scriu groaznic cu mouse-ul. Ok. Deci se poate pune și cratimă și virgulă, ori cu text, ori pur și simplu cu mouse-ul, da? Da. De la mai multe lecții, tabele pe care lucrează un elev sunt la un loc pentru a vedea evoluția lui? Păi da, deci asta am și spus, că se salvează toate tabele și puteți să îi dați 4-5 table după ce le salvați ca PDF, spune că uite, în ultimele 5 ore ai lucrat tabele astea, ai un 2 de la mămica ta. Da? Și gata, dacă trimit link-ul pe grupul de Facebook și ora la care aștept copiii, aceștia pot accesa tabla doar prin logare cu adresa de e-mail, verific dacă am înțeles bine. Da, doar cu adresa de e-mail, ei se loghează pe tablă și, cum ați văzut doamna Iralia, îi aprob eu, îi accept eu în clasă. Deci ei nu intră să-și facă de cap ca pe Meet. Doar dacă îi accept eu în acel grup, intră. Deci dacă s-ar putea să fie o mică... Da, o să facem așa. O să ies din lecția asta și o să vă rog să scrieți ceva pe ea în momentul ăsta. Că acum, sigur, lumea este încă acolo. Da. Dar după ce trageți câteva linii, curățați. Ideea este că în momentul în care eu revin... Da. Eram în prima mea lecție, da? În momentul în care eu revin... Tot ce ați făcut a dispărut și eu revin cu tabla mea peste.
și suprascriu tot ce au făcut elevii. Deci chiar dacă au intrat și au șters și sau asta, profesorul în continuare își pune tabla înapoi la loc. Asta este tabla cu care am lucrat până acum, de aici continuăm. Ok, perfect. Foarte multe întrebări, că lumea e foarte, foarte interesată și curioasă. Domnul Sorin Atodiresei zice că problema cu linkul, bineînțeles că linkul poate fi împărtășit, dar de asta am spus că elevul e bine să logheze cu mailul pe care îl știm, cu numele și prenumele lui aron@gmail.com, adică cel de pe Classroom sau de pe Teams, astfel încât chiar dacă dă linkul altcuiva din exterior, noi vedem că nu este e-mailul școlii. Da? Acum, evident că se poate întâmpla asta oriunde, pe orice aplicație. Ok, dacă nu folosim Classroom și Zoom-ul din Asergio, bineînțeles că puteți folosi această aplicație oriunde există un link unde puteți să trimite un chat unde puteți să trimiteți link-ul. Fie că e Zoom, fie că este WhatsApp, am spus asta, doamna Radu. Așa, accente pentru limba franceză, întreabă doamna Bold. Dacă avem accente în francez. Având în vedere că puteți scrie cu stilusul, cu pixul, puteți... Exact. Cum dacă doriți. Aveți tablete grafică și aveți stilou, puteți pune oricâte accente doriți, chiar și acolo unde nu sunt accente. Cum putem afla ce elev a completat pe tablă? Păi apare numele, doamna Mihaela Munteanu, dacă vedeți pe tablă, apare numele celui care intră. E simplu, deci apare numele elevului care se loghează. Acum, cred că întrebarea e un pic mai încărcată. Dacă toți au voie să scrie... Da. Și scriu chiar toți, nu o să putem să ne, pe tabla comună mă refer, nu o să ne dăm seama cine scrie unde. Noi momentul... nu facem asta, că nu vrem să avem un cărcăleal acolo. Asta e și ideea. Poate normal. Să ne ducăm două minute la început sau la sfârșit, hai să scrieți toți aici niște chestii. Da? Dar ideea e să dăm link-ul individual, astfel încât să vedem cine a scris. Așa pe tabla comună evident că nu știm cine a scris. Da? Sunt de pe laptop, de ce nu pot scrie cu mouse-ul scris de mână? Nu poate să scrie cu mouse-ul scris de mână? Băi, poate, te duci pe text la crămioara și scrii. Deci te duci pe text și pe laptop și scrii acolo, frumos, cu creionul sau cu tastatura de la laptop. Deci funcționează. Da? Ok, alte întrebări. Dacă există alfabetul grecesc, ia uite, bineînțeles, doamna Tofan, dacă ne întreabă alfabeta și omega, excepțional. Păi, din nou. Nu. Din germană, Scharfes S. Ah, din germană. Ok, păi, din nou. Dacă aveți tabletă grafică și aveți și stiloul, faceți dumneavoastră cu creionul. Da? Da. Deci, practic, aveți aici toate opțiunile să scrieți. Deci ce... nu pot selecta textul, mă scuzați. Nu pot selecta text din tabla asta. Trebuie să am eu tabletă grafică. N-am fost de la început și n-am... Gândiți-vă că aveți o hârtie online. E ca da. O hârtie. Dacă scrieți ca pe o hârtie, puteți șterge ca pe o hârtie și în timp ce scrieți, toată lumea vede exact ce scrieți. Am înțeles. Mulțumesc. Așa. Poate un elev corecta textul altui elev? Nu, evident. El are tabla lui și nu poate să scrie pe altă tablă, evident, nu? Așa. Păi și dacă nu folosim Classroom, elevii nu au adrese instituționale de mail. Cum poți ști atunci cine intră, cine e Gigel, cine e Maria? Păi dacă n-au adrese instituționale de mail, doamna Radu, intră cu o adresă de mail pe care o are și în momentul când intră, el trebuie să scrie și numele și prenumele. Și îi spune, dacă nu scrii Gigel Marinică, nu o să iau în considerare ce ai scris pe tablă. E atât de simplu cum putem verifica. Nu-i mare filozofie. Da. Acum depinde și de încrederea și de felul în care elevii vă tratează aceste activități. Evident că el, dacă nu vrea să scrie, nu avem ce să facem, dar plecăm de la prezumția că reușim să-l convingem să se logheze cu numele lui. Alminter, evident, e inutilă, nu? Bun, deci lucrurile astea sunt destul de simple și destul de logice. Așa. Mai departe, se pot insera și simboluri matematice? Din nou, simbolurile matematice le facem dacă avem, nu? Dacă avem pixul normal, putem scrie. Exact, putem face radical. Și matematice și radicale, uitați. Integrală de la 0 la infinit. Da. Da. Bine, scriu eu urât, dar de-aia am radieră. Mm-hmm. Dar încă o dată, că din moment ce putem încărca imagini, tu ca profesor sau ca educator sau ca învățător, poți să încarci acea imagine scriind-o înainte. Evident, nu stai să o faci acum. O poți scrie, să o poți edita frumos într-un document Word, și atunci ori îi dai copy-paste, ori încarci direct imaginea cu ceea ce vrei să prezinți, bucățica aia de lecție sau da, nu stai să scrii acum cu mouse-ul, că poate nici nu merge. Cum ne putem asigura că elevii nu copiază? Păi tocmai ce am spus, doamna Radu.
prin faptul că le dăm o tablă individuală, le lăsăm un timer scurt, 2, 3, 5 minute pentru fiecare activitate și vedem fiecare ce a lucrat. În 3 minute, dacă îi dau ceva la prima vedere să facă sau să încercuiască sau să completeze sau să scrie din mintea lui, e complicat să caute el în 3 minute și răspunsurile. Deci ne asigurăm dându-i aceste sarcini individuale sau pe grupe cu timp scurt de răspuns. Dacă lăsăm toată ora, evident că el află într-un final răspunsul. Da, putem ține, doamna Paula Constantin, lecția și pe Google Meet și în același timp pe VBoard. Am spus la început. Deschidem Google Meet, dăm linkul de VBoard. Da? Linkul comun, mă întreabă din nou Gabi, dacă va fi trimis la fiecare elev individual sau trebuie realizat link separat și trimis la fiecare elev în parte. Cum ea naște etapa individuală fără a vedea aici ce face Y? Păi am spus, deci linkul ăla comun, la început, nu, îl dăm tuturor. Asta înseamnă că ei intră pe același link, dar ei au table diferite, distincte. Deci, practic, din momentul în care am făcut un link, elevii intră pe acel link, dar tablele nu sunt identice. Deci el vede doar tabla lui, elevul. Da? Și, evident, nu vede ce face celălalt coleg sau ceilalți colegi. Asta, evident, dacă sunt în sesiune de table individuale. Dacă suntem pe tablă comună, tabla comună este cea prezentată. Dar în table individuale, fiecare cu tabla lui. Cred că acolo este un pic de discrepanță. Deci acum avem o tablă comună în care toți vedem și scriem pe aceeași tablă sau cine are voie scrie pe aceeași tablă. Când pornim table individuale, fiecare elev are copia respectivă. Cred că o să închid sesiunea asta, că era prea mare. O să fac alta și o să pornesc una cu 1 plus 1, de exemplu. Și o să dau acest exercițiu la toată lumea. Exact. Și acum haideți să ne uităm, că aici nu s-a înțeles un pic. Deci eu dau link-ul și exercițiu, dar aici elevii au table individuale. Și ca să răspundem și domnului Sorin Atodiresei, care pune numai întrebări pe care nu le putem soluționa rapid, dacă elevii zice sunt conectați pe Discord sau orice audio în același timp, ca degeaba, timpul e scurt. Ok, să zicem că ei sunt conectați pe Discord, dar dacă eu fac grupele acestea de 4-5 și ei nu știu cum îi pun în grupe și dau link-uri separate, ei degeaba stau pe Discord, pentru că vor avea activități diferite de făcut, domnul Sorin. Da? Deci dacă eu am 20 de elevi și îi împart în 5 grupe de câte 4, ei poate să stea pe mama Discordului, că n-au timp în 3 minute să răspundă pentru fiecare exercițiu pe care îl dau eu. Da. Deci se poate preveni ușor copiatul dacă avem un pic de imaginație și suntem înaintea lor. Evident că ei vor încerca să-și optească, dar vă spun eu că dacă îi lăsați 3 minute, degeaba se întreabă ei pe Discord sau pe WhatsApp, bă, zi și mie la 2, că n-au același exercițiu. Și atunci el va prefera să facă exercițiul lui, nu să stea să-i ajute pe ceilalți în alte grupe. Deci e destul de simplu, se pot face lucrurile astea astfel încât să nu copieze chiar așa ca la Baramuc. Bun. Ok. Lumea mai întreabă aici tot felul de situații. Se pot inspira, bineînțeles, dar... Bun, cum dăm link-uri separate? Păi creăm mai multe grupe, am spus la început, da? Marius? Da. Dăm link-uri. Mai multe link-uri, mai multe grupe. Hai să mai arătăm o dată lucrul ăsta. Deci, venim în vboard.ro. Creăm rapid un grup în care punem grup 1. Da. Creăm și un grup individual. Da. Individual 1. Da. Următorul pas. Selectez tablele individuale. Copiez link-ul, îl dau elevilor care vreau să ăsta și următorul pas pornesc lecția. Okay. Finalizare, îmi pornește lecția și am o tablă. Am acest link pe care pot să-l dau, am copiat deja link-ul, pun să zicem undeva, nu o să-l mai paste-uiesc acum, dar deschid alt tab, vboard.ro, mai creez un grup. Grup exact. Individual 2. Exact. Și practic fac mai multe grupuri din astea. Evident că nu este nicio metodă infailibilă ca să prevenim 100% copiatul, dar putem lua măsuri cu sarcini scurte de 2-3 minute, cu grupuri distincte, astfel încât ei să nu poată comunica offline. Da? Adică să nu-i auzim noi. Și în felul acesta, dacă fac asta de 5, 6, 7 ori, ei vor renunța la ideea de a se ajuta, pentru că nu vor avea timp. Și atunci eu pot să-mi fac o imagine. Uite, le-am dat 7 exerciții de câte 3 minute în ultimele 2 săptămâni
Și unii au scris, că văd ce au scris din capul lor, alții au bâșbuit sau au așteptat răspunsul de la colegi sau de la părinți. Da? Acum, noi îi cunoaștem destul de bine pe cei care vor să trișeze sau nu. Da? Și atunci poți face o idee destul de simplu. Nemai zicând, o să vedeți pe Edpuzzle în partea a doua, putem apela și la video. Și atunci o să vedeți pe Edpuzzle, pun în video o cerință și el trebuie să-mi răspundă acolo, în cadrul videoului. Și acolo nu mai are ce să copieze, pentru că îi dau să spună cu voce. Da? Eu îmi registrez, de exemplu, lecția sau o prezentare pe V-board, îi explic la istorie, la geografie ceva, dar să nu anticipăm, și apoi îi dau o întrebare sau două sau trei sau cum să scrie direct în video și el nu mai are unde să se ducă să caute, pentru că el trebuie să răspundă contratimp într-un minut, două, sau să-mi răspundă cu voce. Și acolo chiar că nu mai poate să mai facă nimic, pentru că gata, l-am prins. Ok, bun, hai să continuăm. Deci aici avem tabele astea. Da? Bun. Deci avem părțile, grupurile astea individuale, în același mod putem trimite invitația, copiez link-ul, îl pun în chat din nou, de exemplu. Dacă găsești și chat-ul. Așa. Bun. Pun un link aici. Și ăsta e grupul 2. Iau și grupul 1. Eu o să trișez să copiez link-ul direct din browser. Doamne, Radu, este tocmai necredinciosul de serviciu. Cum putem urmări în același timp ce scriu atâția elevi? Păi nu trebuie să urmărim, că ni se salvează automat și ne uităm după aia. Da? Deci după ce s-a terminat sarcina de 2-3 minute, sau le putem vedea pe toate, nu? Da. Deci putem urmări pentru că vedem unele sub altele toate tablele, nu? Elevii nu văd chestiunea asta. Uite, ia mai arăt o dată, te rog, Marius. Deci noi chiar dacă îi punem în grupuri sau în grupe separate, noi vedem toate tablele, da? Corect. Deci am pornit acum table individuale aici. Pornesc și aici să pornim aici în grupul ăsta table. Deci, dacă îi punem în grupe individuale sau intră toată clasa, noi vedem toate tablele elevilor simultan. Deci vedem, aruncăm un ochi în același timp și vedeți că se vede foarte, foarte ușor cine face sau cine nu face. Și pe fiecare grup alt set de table. Mm-hmm. Văd că au fost mai mulți care au intrat în grupul 1 și mai puțin că doar două persoane în grupul 2. Exact. Dar evident, dăm cui vrem aceste grupuri și fiecare vede, noi acum vedem, na, pentru că fac eu share, vedeți ce văd eu, dar în mod normal fiecare își vede tabla lui, nu-și văd... Mai e o chestie mare, mai e o chestie la care m-am gândit acum și de ce îmi place chestia asta pe care ai creat-o. Hai să presupunem că avem o oră, dar eu evident nu-i ascult pe toți sau nu vreau să evaluez pe toți în aceeași oră, că n-am de ce. Da? Și îmi selectez, ei nu știu. Să zicem că am predat acum sau fac o recapitulare de la ora trecută sau anunț că ora viitoare, da, o să ascult 2-3. Of, da? Nu am eu atunci când... Ok, cineva a pornit microfonul. Hai să oprești. Bine, drag. Am ieț semnul. Ok, cred că am... Nu vă mai aud, zim, domnul. Mă auzi acum? E în regulă. Acum, da. Așa, bun. Ideea era așa, că eu nu-i ascult pe toți într-o oră și pot să selectez să fac un grup cu 4-5 elevi. Haideți să punem iată. Doamna Mariana, tot timpul. Uh-huh. Să nu mai pornim microfonul, că nu se aude nimic dacă... Eu mă dat are și eu pentru mine. Eu terminam. Din okay. Am pus-o pe mute. Da, dacă mai într-o dată, te rog să o scoți, pentru că n-are sens. Bun. Deci, ce spuneam? Dacă fac o grupă de 4-5 elevi pe care vreau să-i ascult sau vreau să-i evaluez, doar acelor le dau un link de evaluare. Da? Nici măcar nu trebuie să anunț asta. Le trimit lor și le spun. Uitați, voi aveți ceva de lucrat, evident. Aveți 3 minute, 5 minute. Cu ceilalți pot să fac altceva. Îi las 3 minute să facă fiecare. Acum e greu de crezut că cei 3-5 pe care vreau să-i ascult eu, toți ceilalți 20 o să sară să-i ajute cu răspunsuri. Sigur că se poate întâmpla și asta, da? Îmi iau și niște măsuri, da? Adică dacă am camerele pornite, îi văd că lucrează și tot așa. Dacă nu, îi pun să lucreze pe foaie sau să facă pe tablă live demonstrația că am înțeles ceea ce vreau să le spun. Bun. Mie mi se pare foarte utilă aplicația asta, V-board, pentru, și pentru predare și pentru evaluare.
pentru că îmi permite să am un control destul de, destul de important asupra, asupra elevilor și asupra ceea ce vreau să dirijez eu ca predare-evaluare. Și se pare o chestie deșteaptă pe care a făcut-o Marius. Dacă mai aveți întrebări sau dacă Marius vrea să ne mai zică lucruri, se pot da și, evident, sarcini diferențiate, am spus doamna Olga, dând link-uri diferențiate, da, diferite link-uri pentru elevii din clasă. Putem inclusiv pe aceste table individuale, dacă vrem, în grupurile astea, să încărcăm în fiecare din ele, venim cu o altă bucată de exercițiu. Exact. Iau de aici o bucată, deci pentru acest elev pun primul exercițiu, să zicem. Hai să vedem, iau ăsta. Asta mi se pare, de fapt, prima condiție ca elevii să-mi copieze, să nu le dau tuturor același exercițiu. Evident. Exact. Intru în al doilea, îi pun alt exercițiu, numai că este într-adevăr un pic mai greu, dar asta este o altă opțiune la care lucram. La un moment dat vreau să pot să pun, să vă salvați exerciții sau snippeturi mici, astfel încât să le scoateți dintr-o colecție. Și le puneți direct pe fiecare, le scoateți din colecție, pregătiți înainte și după aia le, exact, le luăm și le punem cum dorim. Exact. Și, de exemplu, în momentul ăsta, în această clasă de 3 persoane, am dat la fiecare câte un exercițiu separat. Și acum fiecare poate să facă, bine, da, câte un exercițiu separat. Și fiecare poate completa și poate scrie în tabla lui. Ideea care este? Că evident că elevul va încerca să zicem să trișeze, dar dacă noi reușim să facem lucrul ăsta, adică să dăm exercițiuri diferențiate, el va renunța la un moment dat. Adică va vedea că nu-i merge cu profa sau cu proful respectiv, că ne dă exerciții diferențiate cu timp scurt de rezolvare. Și atunci el va încerca totuși să se și pregătească un pic pentru a rezolva acel exerciții, nu doar să aștepte răspunsul de la colegi. Asta mi se pare destul de utilă, adică foarte utilă, ca să zic pe românește, pentru a preveni copiatul. Acum, sigur că fiecare se adaptează exerciție sau evaluare în funcție de nivel, de materie, de clasă pe care o are și de încrederea pe care o au elevii sau noi în elevi. Bun. Deci, încă o dată, rezumând, putem face grupe separate sau grupuri separate sau mini-grupuri, da? De care elevii să nu știe. Ei nu vor afla cu cine sunt în grupă. Da? Nici măcar nu le spunem. Noi le dăm link-ul, îi selectăm la 3, 4, 5 elevi, îi punem într-o grupă și ei nu vor ști că ăia patru sunt în grupă ca să coopereze. Corect? În felul acesta, eu dacă dau un exercițiu acelor elevi din acea grupă de 5, ei nu vor avea cum să vorbească, că n-au cum să afle, băi, în ce grupă ești tu, ce exercițiu ți-a dat fie. Bine, cred că totuși pot vedea cu cine mai sunt în grupă, numai că nu sunt pe aceeași tablă. Exact, dacă nu sunt pe aceeași tablă, nu au cum să vadă, nu? Nu au cum să-și vadă tablele unul la alții. Nu, exact. În sesiune individuală n-au nicio șansă să se vadă tablele. De asta zic, eu chiar dacă îi pun în grupuri, îi pun, se întreabă unii pe alții, bă, tu cu ce, în ce grupă ești, ce exercițiu te-a dat, trece timpul. Da? Și dacă îi spun, fă-mi exercițiul ăsta sau testul ăsta în 5 minute, păi în 5 minute abia află cine cu cine în grupă și vor renunța. Și atunci eu știu că, de fapt, ei au stat să afle în 5 minute cu cine să afle ăla care știe răspunsul, să le dea tuturor, nu? Deci, mi se pare că elementul surpriză aici e foarte binevenit și obosește elevul, bineînțeles, până să afle el cu cine este în grupă și renunță și zice, bă, mai bine fac naibă aici să iau un simț sau să rezolv și mi-a dat profa, decât să stau să trișez. Și cu metoda asta ei pot fi și descurajați în timp. Da? Adică, din moment ce le dau oră de oră lucrul ăsta, individual, practic vor ști că nu are sens să mai stea pe Discord, da? Să afle răspunsul unul de la altul, pentru că știe că profa e bine informată și știe cu V-board, cu astea, cu aplicațiile, nu? Adică noi trebuie să fim cu un pas înaintea lor în materie de aplicații și de ceea ce putem să facem, ca ei să nu mai aibă tentația asta de a trișa. Asta mi se pare esențial. Mai departe, ține de fiecare dacă reușește să îi capteze astfel încât să și lucreze. Pe cei mici, să spunem că e mai ușor să îi controlăm. Problema e la cei mai măricei. Mi se pare că merge și cu cei mai mari, și cu asta, și cu alte platforme pe care o să le arătăm astăzi. Discord. Ok.
Bun, dacă mai aveți întrebări și pe Zoom, puteți interveni cu voce și să scrieți în Facebook pentru Marius. El este creatorul acestei table. Mă bucur că l-am descoperit și că a venit cu noi aici să ne explice. O să mai chemăm sau o să mai prezint eu în celelalte cursuri. Întâlnirile de lucru se pot programa. Pe cei mici îi ajută părinții. Sigur că îi ajută doamna Delia părinții, dar acum trebuie să facem un curs de parenting cu părinții care ajută pe cei mici. Să le explicăm că nu e în regulă. Ați văzut că și la Olimpiada de Mate i-a ajutat părinții. Dar acum ce să facem? Nu avem ce să facem. Da? Dacă părinții sunt așa și consideră că e util, da? Noi prezentăm doar niște metode prin care putem face evaluarea. Să facem și educație părinților, e mai complicat. Da? Pentru că, evident, părinții știu pe toate și nu putem interveni aici. Pentru că o vor lua personal. Bun, alte întrebări pentru Marius. Există instrumente de geometrie? Nu, în momentul ăsta nu. În afară de clasice linii simple, o elipsă și dreptunghi, încă nu este. Este pe listă de lucruri care trebuie să le mai adaug. Perfect. Mie mi se pare o treabă foarte deșteaptă ce ai făcut. Te felicit și eu încă o dată. Pentru că e un instrument foarte facil, ușor de lucrat, adică faptul că ești în română, că putem să-și întrebăm pe tine sau pe tine, practic, da? Cum se rezolvă anumite neclarități, mi se pare o chestie foarte, foarte bună și utilă. Câți oameni o folosești? În momentul ăsta sunt înscriși cam un pic peste 11.000 de persoane și pe zilnic undeva peste 1.000 de persoane țin orele zilnic pe ea. Foarte tare, bravo! Mi se pare un început promițător, un instrument foarte bun și de-aia și popularizăm, pentru că încercăm să diversificăm instrumentele astea, pentru că vom mai sta online cine știe cât. Întreabă doamna Violeta, bineînțeles că eu am prezentat până acum whiteboard.fi, care e diferența între această aplicație și whiteboard.fi. Păi, whiteboard.fi au cumpărat-o ca hut, haideți să vă zic, și acum va fi pe bani, va fi abonament de $5. De exemplu, diferența e că aici e gratis. Aici avem și posibilitatea de a face video, după cum ați văzut. Da? În rest, el nu știa, Marius, hai să spunem că noi am discutat un pic aseară, și nu știai de whiteboard.fi, nu? Știam un pic, dar n-am studiat-o într-adevăr în detaliu. Dar practic, ideea asta de tablă colaborativă și de tablă individuală este și la whiteboard.fi, ai văzut acum. Da, da, da. E o chestie foarte faină, pentru că asta de fapt este ideea, ca elevul să lucreze individual, să nu mai fie la comun cu ceilalți. Da? Câteva lucruri care mai sunt iarăși pe Vboard, este mult mai optimizat pentru mobil. Aveți aici și o secțiune despre optimizarea pe mobil, cum puteți să o instalați practic pe mobil, să aveți să arate full screen ca lumea, plus opțiunea de zoom. Da. Și tablele în sine, în mod normal, când deschidem frumos, e mai mult spațiu de editare pe ea. Da, exact. E mai având mai ales că e suficient de greu să scriem în pătrate micuțe, avem un pic mai mult spațiu ca să ne întindem mai mult cu o tablă. Și în paralel cu opțiunea de zoom, când facem și zoom pe ea, putem să scriem și foarte mic de tot. Venim aici și scriem F de X și practic cu un scris de genul ăsta așa micuț, putem să încărcăm destul de mult într-o tablă. Exact. Avem spațiu mult mai mare. Asta, uite, spune și domnul Tom, a remarcat și dumnealui, că e foarte drăguț că se salvează automat. Dacă uităm sau suntem căscați așa cum e Cristi și mai uite să salveze tabla, nu ne facem griji, că s-a salvat automat tabla elevilor. Pe whiteboard.fi trebuia să o salvăm noi, să avem grijă să o salvăm și individual și colectiv. Da? Se salvează automat, dar cam la 10 secunde. Altfel... Ideea că nu facem în ultimele 10 secunde ceva în oră să ne salvăm. Exact. Bineînțeles, cei din Moldova, Olga, pot să o folosească și ei, fără bani, nu e cu bani, da? Nici pentru România, nici pentru Republica Moldova. Și Gabi Drăghici în continuare vine cu idei, exact, pentru germană, pentru franceză. Nu e neapărat nevoie să scriem efectiv cu tableta grafică sau cu stiloul. Putem să avem textul respectiv sau problema respectivă scrisă în Word, cu literele care ne interesează, și dăm copy-paste și o punem aici. Nu? Nu, dar le-am găsit, să știți. L-ați găsit și pe astea? Da, 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 pot scrie. Nu a fost greu. Avem text. Un pic de... Da? Întrebați de limbi străine, cumva vă interesează și interfața să fie în altă limbă?
nu, să scrie în literă. Eram curios, dacă vrea cineva în altă limbă interfață, momentan e în română și în engleză, dacă am un voluntar, îi trimit un fișier de ăsta și îl fac imediat în altă limbă. Doamna Dima sugerează să introduceți posibilitatea să mărească și elevul numărul de table. Puteți să repetați, vă rog, că nu... Doamna Dima să introduceți și varianta asta, ca și elevul să aibă mai multe table, mai multe pagini. Da. Ai notat, da? Da, e pe listă. O să... Am o listă destul de mare, în momentan prioritizăm, dar da, este pe listă și asta. Doamna Faza, ca și tabla se mărește cu butonul ăla, plus și minus, da? Zoom in și zoom out. Bun, acum, ca să vin cu o mică contraofertă, între ghilimele, de-aia este tabla, acum avem tabla individuală pentru predarea normală în tipul lecției, scriem o tablă, mai scoatem un elev la tablă, scriu în continuare pe ea și putem face una, două, trei, cinci, zece, câte ori fi. Iar individualele încă nu am pus asta pentru că elevul nu prea predă, nu prea trece. Face un exercițiu punctual, face o mică, eventual dacă avem un test mai lung. Dar dacă avem un test mai lung, da, și pentru teste mai lungi ar fi, într-adevăr, să aibă mai multă libertate elevul. Dar în momentul ăla va fi mult mai greu să-l urmăriți. Gândiți-vă că va fi, acum vedem toți elevii cu câte o tablă, îi vedem simultan și putem să ținem ochii pe ei, pe fiecare ce face. Exact. În momentul în care are table multiple și se plimbă din una în alta, va fi mai greu să ne dăm seama, de fapt, ce a făcut elevul ăla. Că el are două table în interiorul aceleiași secțiuni și trebuie să le vedem. Ne taie un pic din libertatea, din simplitatea asta, de fapt, nu din libertate, exact, din simplitate. Ideea e să dăm mici task-uri, mici sarcini, pe care să le rezolve rapid, ca să nu copieze. Acum, că las posibilitatea să-și pune două table și le las 30 de minute, e clară treaba, nu? El va fi tentat să caute răspunsurile. Exact. Și după o conversație cu domnul Marius Lobază, care iarăși se ocupă foarte mult cu aceste table virtuale, se folosește foarte mult ideea de a avea evaluări scurte și rapide în timpul lecției tot timpul, în permanență. Punem un exercițiu, îl facem, revenim, iar punem un exercițiu, iar îl facem, iar revenim. Mici sarcini, mici task-uri pe care elevii să le facă și astfel încât ei să fie și în priză. Și chiar dacă se mai inspiră pe cel la 1, dacă îi dau 3, 4, 5 exerciții de asta într-o oră de evaluare, îmi fac o imagine dacă aș știu. Da? Sau nu. Bun. Da, ce pentru Moldova, mai spunem o dată, e gratuit, la fel ca și pentru România. Cum setăm timpul pentru test? Păi ne uităm pe ceas. Simplu. Doamna Nicoleța. Noi pornim tablele, noi le oprim. Deci acum e pornit, în momentul în care vin aici, dau click pe buton și dau închide table individuale. Tabla degeaba mai scrie. Deci n-am nevoie de timer, îi închid tabla, pur și simplu. Da. Da? Când ai expirat timpul, îi spun 5 minute, îi pun timerul pe ecran, cum ați văzut că l-am pus eu aici, îi pun un timer, da? Și bai, închid tabla și zic la revedere, drăguțule, n-ai scris în 5 minute, s-a terminat. Și apoi ne uităm. Doamna Vasile, ia uite, doamna Iradia, prietena noastră, ia uite ce frumos a făcut aici o lalea, da? O ceapă o verde. O și încărcăm frumos ca să vedem pe toată clasa ea privit ce exerciții frumos. Da, uite frumos. Și elevul încercuiește acolo, se joacă, ăsta va fi viitorul, de asta apar și atâtea aplicații foarte, foarte utile. Ăsta va fi viitorul, pe tablete, pe telefoane, așa vor lucra copiii. Din păcate sau din fericire, de asta... Da, bulbula lele, bineînțeles, da. Am zis că e usturoi, m-am uitat acolo la usturoi. Am crezut că e usturoi, e bulbula lele. Iertare, doamna Iralia. Bineînțeles, era o glumă de-a noastră. Așa. Bun, mai aveți întrebări pentru Marius? Dacă mai aveți, el e aici. O să-l mai chemăm, dacă mai poate să mai vină și altă dată. Mi se pare o treabă deșteaptă. Așa, păi de asta zic. Că... Să vă jucați cu ea o dată de două ori, luați feedback-ul de la elevi și vedeți dacă le-a plăcut sau nu. Mi se pare super. Eu am fost foarte încântat când am văzut-o. Știam whiteboard.fi, evident, dar asta mi se pare că este un pic mai șmecheră, în sensul în care pot să fac grupurile acelea, da? Și am și varianta de video. De exemplu, mai pot să fac ceva. Eu să intru, să zicem că vreau să fac evaluarea doar cu 5 elevi. Celorlalți le dau ceva de lucru și trec cu ei de pe Meet, trec aici video, da? Pe tabla asta, nu? Și le zic, noi să facem o sesiune de evaluare ăștia 5, și audio și video, după 10 minute după ce am discutat cu ei și le-am dat exercițiu, mulțumesc copii, mergeți înapoi în ora de Meet, da? Și apoi mai invitați 5, exact cum i-aș scoate la tablă,
în clasă. Nu trebuie să fac evaluarea cu toți odată. Pot să-mi aloc 10 minute cu 5 ora asta, 15 minute săptămâna viitoare cu încă 5 și în felul acesta, într-o 2-3 săptămâni, am pus o notă muncind câte 10-15 minute la un exercițiu la tablă dintre ăsta. Deci mi se pare destul de ușor de făcut chestiunea asta pe tabla asta. Și am și dovada imediat salvată, pozele. Da? Domnul Toma, ce zice? Dacă știam de ea, o foloseam cam la fel de des ca și Jamboard. Deocamdată suntem norocoși și suntem pe verde la ambele școli. Amul depinde cât o ține. E, nu ține mult, stați liniștit, domnul Toma. Treceți imediat online toată lumea, vaccinați să fim, cu anticorpii la cer și vom trece online, bineînțeles. Bun, dacă mai sunt întrebări pentru Marius, le luăm cu plăcere. Rămâne pe Facebook cursul, bineînțeles, cine vrea să-l revadă, ca de obicei, puteți să vă uitați și vă puteți juca. Meniul este foarte simplu și intuitiv, adică aveți acolo, practic, și tutorialele și săgețile unde trebuie să apăsați. Este foarte simplu, dacă deja știți cu Jamboard, Teams, vedeți, le ținem mult și bine, sănătos, sănătos, da, doamna Ilaria, știi. Cine a mai deschis microfonul, cine ne mai transmite răsuflarea? Da? Domnul Ioan, ce faceți, domnul Ioan? Trageți la sapă? Da. Facem bine. Faceți bine. Ați deschis microfonul, vreți să ne ziceți ceva? Imediat le închid, imediat. Așa, perfect. Da. N-a vrut să ne zică nimic, doar din greșeală. Un instrument util, bineînțeles. Bineînțeles, doamna Tina, oricum, așa este. Okay. Dacă mai sunt întrebări, dacă nu, îi mulțumim cu mare, mare drag, cu Marius. O să mai prezint, vă zic, acum în alte și în alte lucruri. Săptămâna viitoare, sâmbătă, facem un atelier Classroom, Wordle, 8 Puzzle și ce mai era pe listă, Story Jumper, așa că sâmbătă viitoare la 3, vă aștept și o să spunem și de tabla asta. Bun, dacă mai sunt întrebări pentru Marius, dacă nu, o să mulțumim, poate să rămână în continuare alături de noi să vadă 8 Puzzle sau ce vrea, dacă are altceva în program, îi permitem să retragă, bineînțeles. Pentru cei care vor să ia legătura cu noi, aveți aici un buton de contactează-ne. Așa. În care puteți lăsa un nume, prenume, telefon și un mesaj. Lăsați-ne cel puțin ori o adresă de mail, ori un telefon și o întrebare validă, ca să știm dacă vă putem ajuta sau nu. Sau aici aveți link pe grup, pe pagina de Facebook de la VBoard și aici pe canalul de YouTube unde mai punem tutoriale la VBoard. Dacă ne puteți contacta prin mai multe... Perfect. Domnul Ioan, ne-a lăsat deschis microfonul, vreți să ne transmiteți ce faceți acolo. Ce faceți, domnul Ioan? Încerc să-l ting și nu pot. Ei, despre oprim noi, dacă tot e complicat. Păi și după aia nu mai intru? Păi intra, dar vocea să nu mai intră. Ne puteți... Okay. Închide-te atunci. Ok, închide tu, Marius, și fă-mă și pe mine host, ca să preiau legătura. Scuze, nu știam cum să... Te duci pe numele meu, pic dreapta, make host. Pe ok, meu. Corect. Make host. Gata. Change host. Ok, perfect. Bun, deci practic asta a fost surpriza emisiunii de astăzi. Marius Mazilu, creatorul VBoard.ro, folosiți-o, utilă, practică, gratuită, românească, practic, da, întrunește toate condițiile să o utilizăm. De asta am și prezentat-o așa în detaliu, că mi se pare că trebuie să încurajăm și pe antreprenorii noștri. Deși, vedeți, îi muncesc sărații gratis, nu cer nimic, mi se pare formidabil, statul nu-i sprijină. Avem atâția oameni care au creat lucruri utile în România, dar nu sunt promovați, nu sunt încurajați, nu sunt preluați în școli, ceea ce mi se pare dezastruos. Adică folosim în continuare aplicații și străine și românești, dar cei care vin cu idei, iată, îi promovăm noi așa pe Facebook în mod voluntar. Felicitări, Marius, încă o dată. Mai ținem legătura. Mulțumesc mult. Pentru orice idei pe care le aveți sau sugestii, îi scrieți Marius și el muncește, bineînțeles, după ce termină jobul oficial de unde câștigă o pâine, se apucă și lucrează la aplicație, ca așa e românul, voluntar, bineînțeles. Ok, bun, continuăm povestea de astăzi cu 8 Puzzle, un site excepțional, o aplicație foarte deșteaptă, foarte, foarte mecheră, foarte drăguță. Aici lucrăm cu video. 8puzzle.com îmi permite mie ca profesor să fac niște lucruri extrem, extrem de deștepte cu elevii mei. La fel ca și pe Classroom, ca și pe VBoard, ca și pe orice altă aplicație, mă loghez cu contul meu de
Gmail sau de Yahoo personal, nu contează. Deci doar pur și simplu trebuie să mă loghez, să fac aici practic credențialele. Și în momentul acesta, haideți să vă prezint ce am meniu. Ce îmi place foarte mult la Edpuzzle este că în stânga, deci practic eu apar aici cu liceul meu și dacă mai sunt alți colegi din liceu, vor apărea și ei, dar nu mai sunt, bineînțeles. Așa, conținutul meu, dacă vreau să-mi salvez anumite videouri, și curriculum, ceea ce am creat. Da? Dacă vreau să fiu pentru școala primară, pentru liceu sau pentru facultate, pot să-mi selectez aici conținut. Și aici avem în stânga canale video pe care le putem folosi, de la Edpuzzle, YouTube, Khan Academy, National Geographic, TED Talks și alte aplicații și site-uri și canale care încarcă conținut video. Adică, practic, dacă am nevoie de un filmuleț de pe National Geographic, îmi găsesc aici. Da, domnul Ioan, bineînțeles, cred că iar a pus microfonul. O să-i pun din nou pe mute și la sfârșit o să mai pornim să ne auzim. Deci spuneam că în stânga am practic resursele video pe care le pot folosi gratuit de la YouTube și Khan Academy și National Geographic și mă duc pe un video, să spunem acesta. Am nevoie de el pentru a oră. Și acest video eu pot să-l editez. Asta este foarte, foarte drăguț la Edpuzzle. Adică, să spunem că fac următoarea operațiune. Îmi creez clasele, ele se pot importa din Classroom, deci este sincronizat cu Google Classroom. Deci pur și simplu mă duc, dacă le am în Classroom, și le import de aici. Sau, dacă nu le am în Classroom, pot să-mi creez eu aici o clasă, îi dau un nume, să zicem 11A sau... Dacă vreau să-i spun și o descriere, ce nivel de studiu este și ce predau, dacă vreau să bifez aici ceva anume. Cum să fie clasa, da? Tipul clasic sau open. Și am creat în acest moment clasa. Și apoi, din dreapta de aici, pot să invit elevii. Da? Invit elevii să intre în această clasă cu link-ul, da? Pe care... îl generează automat, da, și trimit acest link elevilor să intre în clasa pe care eu o creez sau o sincronizez cu Classroom. Bun, haideți să avem răbdare să prezentăm doamna Radu și după aia luăm și întrebări, ok? Că nu pot să prezint să și răspund în același timp la întrebări. Bun, și în momentul în care am creat, să spunem, clasele, vedeți că am creat clasa 11-a, eu mă duc pe această clasă și pot să dau teme. Deocamdată n-am niciun elev aici, nu i-am invitat, da? N-am nicio temă dată, dar în momentul în care trimit acest link de invitație, vor intra în clasa mea. Mai departe, cum fac să trimit un exercițiu sau să-l editez pe Edpuzzle? Să spunem că am nevoie de un video de la TED Talks. Da? Nu știu, vreau să le trimit un video motivațional, da? Și după cum vedeți, pe acest video eu pot să-l editez în trei feluri. Dacă mă duc aici, eu mă duc, eu opresc sonorul și practic fac rost de link-ul de YouTube. 14 years ago, I was in art school and this is the straightest line I can draw. This was doomsday. This is the destruction of my dream of becoming. O să le iau la nimă reală. Pun aici link-ul de video care îmi trebuie. Bun, deci l-am pus în Edpuzzle și să spun că pe acest video eu vreau să fac niște lucruri cu elevii mei. Da? Ok. Și am aceste opțiuni. Să tai porțiuni din video, să spunem că găsesc un video care are 20 de minute. Evident, nu vreau să-l vadă pe tot, pe tot video și am nevoie să vadă doar o porțiune de 3 minute. Da? Și ce fac? Mă duc aici și selectez. Art school, this is the sport developed out of a single-minded pursuit of pointillism, just years of making tiny dots. What if in point painting with a brush, I could only paint with karate chop? Ok, și de aici el va fi tăiat. Da? Va începe practic de la porțiunea în care eu am nevoie și pot să-l opresc înainte de final, dacă vreau, așa. Și doar porțiunea aceasta, cu albastru, vedeți aici, va fi disponibilă și vizibilă elevilor. Deci, practic, eu îmi selectez ceea ce vreau dintr-un video, care va fi lung sau mai scurt, și zic, vreau să le pun 2 minute.
Și pe acest video, după ce l-am selectat, evident, eu îl văd înainte și zic că la istorie, la geografie, la română, vreau să văd această bucată de 2 minute. Bifes finish și în momentul în care, vedeți, el are 1 minut 27 acum, pentru că l-am tăiat, practic, faze, mi l-a tăiat, nu mai este tot, are doar 1 minut. What if instead of painting with a brush, I could only paint with karate chops? Și am hotărât eu să înceapă. Asta este o operațiune pe care vreau să o fac și pe care pot să o fac. Mai departe, dacă vreau să mai încerc altă, mă rog, o posibilitate, pot să-mi înregistrez voce pe video. Da? Adică eu, să spunem, îmi înregistrez un vocal pe telefon, pe WhatsApp, de 1-2 minute sau pe vocalo.ro, haideți să vă arăt, dacă am nevoie. Să spunem că nu vreau să fie video vocea de acolo, da? Că nu mai merge vocalo, ok.com, cred, da? Nu vreau să fie vocea din video și vreau să le dau eu niște explicații elevilor. Și atunci eu fac o prezentare, da? S-a supărat YouTube, da, bineînțeles. Eu înregistrez aici, nu am nevoie de prezentarea, să spunem, de la YouTube. Dar mi înregistrez eu 3 minute, 2 minute, 5 minute o prezentare audio. Și o inserez aici, în acest video, sau fac eu un alt video. Și în interiorul acestui video, eu pot să pun întrebări. Asta mi se pare foarte, foarte tare. Adică el vede un video de 3 minute, să spunem, da? Eu pot să pun, pentru evaluare, întrebări de tip multiple choice, adică mai multe variante de răspuns, cu răspuns deschis sau notițe. Și haideți să vă arăt cum se face, ceea ce mi se pare foarte, foarte drăguț. Mă duc pe această întrebare, deschid și aici și vreau să-mi răspundă la întrebarea, să zicem că sunt la geografie și introduc întrebarea în cadrul videoului. Da? El, să zicem că urmărește sau nu, pentru că așa pot să și văd dacă a urmărit, și se trezește cu o întrebare la minutul 1 și 28. Da? Cum fac asta? Pun aici întrebări, bifez răspunsul corect. Pot să dau și feedback dacă vreau, să-i spun aici bravo, dacă a răspuns corect. Da? Și această întrebare va fi inserată fix în porțiunea de video pe care eu o selectez. Bun. Mai departe. What if instead of painting with video, eu selectez, I had to destroy it. Eu pot să o mut dacă vreau. Să zicem că la 1 și nu știu cât, pun stop aici. Aici pot să-i pun o întrebare cu răspuns deschis. Descrie relieful, da? Dacă sunt tot la Bulgaria, Bulgariei. E, aici, dacă îi pun o întrebare cu răspuns deschis, el va apărea la acest minut și el va avea posibilitatea fie să scrie răspunsul, fie să mi-l vorbească, să mi-l registreze. Ceea ce este foarte, foarte drăguț, pentru că în felul ăsta previn copiatul. Și el nu poate să treacă, imediat să vă arăt, de acest video până nu răspunde la sarcina pe care o dau. Mai departe, dacă vreau să-i mai introduc aici în această, și bifez finish, evident, să spunem că și am terminat. Am aici aceste sarcini pe acest video, după cum vedeți, ele sunt bifate aici. Eu pot să le mut. Dacă vreau să mă duc să editez acum, mă duc pe edit, am tăiat video aici și dacă vreau să mut sarcinile astea, da, să fie în alt timp, le mut. La fel, dacă vreau să continui, să mai pun întrebări sau notițe, de exemplu aici, să-i spun să-mi descrie, munții Bulgariei, pot să-i mai dau o notiță să-mi scrie aici, în 3 cuvinte. Da? Și practic i-am dat sarcini în interiorul videoului. Da? Adică, acum eu trimit această creație, care vedeți, nu mi-a foarte mult să o fac. Cum o trimit? Am aici assign și când o trimit, bifez prevent skipping, adică elevul nu are posibilitatea să treacă mai departe până nu răspunde la sarcine pe care eu îi le dau în interiorul videoului. Și pot să-i dau sarcină când, să-i pun dată dacă vreau să o,
să o termine într-un anumit interval de timp, da? Dar cel mai bine e dau să o facă online, bineînțeles, în timpul orei. Zic, aveți un video, dragilor, de 5 minute cu 4 întrebări sau cu 4 mici teste de verificare. Să văd dacă ați înțeles, dacă v-ați uitat la video, dacă știți să răspundeți, da? Și aloc această temă, da? Clasei. Bun. Și ei primesc acest link în contul lor de Classroom, da? Dacă mă duc aici, el primește acest link cu tema pe care eu i-am dat-o. Acum eu n-am niciun elev aici pentru că n-am apucat să-i invit, dar el deschide video și nu poate trece mai departe până nu răspunde la cele două, trei cerințe pe care eu le-am setat. Ceea ce mi se pare o modalitate foarte, foarte simplă și foarte rapidă de evaluare. Pentru că felul acesta văd și eu dacă s-a uitat la un video, dacă a înțeles, dacă a reușit să răspundă la două, trei cerințe. Eu pot să fac mai multe videouri, chiar dacă nu le găsesc pe internet, să zicem că nu găsesc, eu pot să fac eu un video cu Loom sau cu Zoom, mă duc și îmi deschid un video, mă înregistrez pur și simplu pe calculator de 3-4 minute și apoi îl încarc aici în Edpuzzle, am, iau adresa, mi-l pun pe YouTube și îl iau de pe contul meu și îl trimite elevilor cu sarcinile în video. Când ei răspund la sarcine pe care le-au primit, eu am și un raport detaliat cum au răspuns pe fiecare întrebare. Dacă ei ar răspunde, văd dacă s-au uitat la video, inclusiv îmi arată câte minute s-au uitat la video, adică dacă video are 4-5 minute și el s-a uitat doar 2, îmi scrie acolo în Edpuzzle, în raport, că el s-a uitat doar la 2 minute și nu la toate cele 5 sau 4 minute. Bun, cam asta pe scurt face Edpuzzle. Mi se pare o chestie foarte deșteaptă pe care o puteți folosi și pe care vă încurajez să o folosiți, evident, pentru că vă dă șansa să verificați în timp real dacă ei se uită, ascultă, vizionează și răspund la ceea ce le dați ca sarcini. E foarte ușor de folosit, deci e de ajuns să vă logați și să practic alegeți un video pe care vreți să-l trimiteți și să inserați, da? Să inserați în cadrul lui diverse, după ce copiați link-ul de pe YouTube, să inserați. Let's say that I run a country. Cum am spus, copiez aici, practic pun conținutul și mi se deschide. Ok. Mi se deschide posibilitatea de a edita și de a pune aici, de a tăia cum am arătat. Let's say that I run a country, or I run a company, I should say, that is big în interiorul videoului și de a trimite ca temă. Bun, cam asta face Edpuzzle, pe scurt așa, încercați-l, merge din când în când să faceți și o evaluare de tip video pe care să o utilizați. La fel, dacă nu vreți video, am mai arătat Nearpod și WiserMe, sau WiserMe, de fapt, da? La fel puteți face pe Nearpod o evaluare extrem de simplă. Da, au pus video de pe National Geographic, zice domnul Toma, da, nu erau. Ok. La fel pe Nearpod, am arătat și săptămâna trecută, merg evaluările făcute foarte, foarte ușor, da, pe Nearpod, pentru că în cadrul aceleiași sarcini sau în aceeași lecție, eu pot să creez sarcini de lucru pentru elevi. Extrem de ușor, am tot arătat. Nu o să fac în detaliu acum, doar o să arăt ca idee. Și aici am posibilitatea să inserez ca profesor un video. Uitați aici, să zicem că am nevoie de un video de pe YouTube. Eu mi-aleg aici un video oarecare. Da? Ok. Îl pun în cadrul lecției. Ok. Se poate insera Edpuzzle într-un test de pe Google Forms? Da. Puteți să puneți link-ul acela de pe Edpuzzle, sigur, și îl trimiteți pe Google Forms. Și am pus aici, practic, un conținut video, da? La lecția mea. Iar la activități eu pot să cer, după acest conținut video, imediat, să le cer copiilor să răspundă la o întrebare deschisă, de exemplu, în care ei, la fel, nu prea pot copia, uite, să zicem, descrie personajul Ion. Și în dreapta, dacă vă uitați, în dreapta, am posibilitatea să le cer elevilor să înregistreze voce, ei, nu eu. Deci el va trebui să răspundă aici cu voce. Da?
cu voce, adică eu îi dau această întrebare și nu-l las să scrie, vreau doar să vorbească cu mine și să-mi spună, să descrie ce a înțeles el din Ion. Și îi pun și un timer, bineînțeles, aici, imediat răspundem și la întrebări, doamna Ilaria, să zicem că îl las să vorbească 3 minute. Deci să uite la un video de prezentare a romanului Ion, sau vorbesc eu despre romanul Ion, și imediat după ce l-a văzut, el în 3 minute trebuie să-mi povestească ce îi dau eu aici. Dar cu voce, nu să-mi scrie. Și el va începe, bineînțeles, să se bâlbâie, să se păstăcească, să caute pe net, să-mi citească de undeva. Evident, dacă e vocea lui, imediat vă prindeți, dacă știe, dacă nu știe. Da? Merge, evident, și aici pe Nearpod să punem video fragmentat, să punem întrebări în cadrul videoului, dar trebuie să am opțiunea aceea plătită. Da? Bun, și salvez această sarcină, la fel. Salvez această sarcină și, practic, după un video a venit, vedeți, întrebarea. Aici are video elevul și imediat are întrebarea să descrie personajul Ion. La fel, foarte multe dintre activitățile de pe Nearpod pot să le fac alternative, adică eu îi fac o prezentare și imediat îi dau sarcină. Da? Bun, să spunem că îi dau aici o prezentare, o simulare, dacă predau materiile, drag domnului Toma, fizică, chimie, mă duc aici în simulatorul acesta și aleg, dacă vreau la științe, nu știu, alegem o simulare dintre asta pe care elevul o va privi. Și imediat după asta mă duc și dau și o sarcină. Ori de tip quiz, ori de tip tablă colaborativă, ori de tip, la fel, open-ending question sau time to climb, adică să răspundă la niște întrebări. Și ce fac? Mă duc și pun întrebările aici, da? Care este formula, nu știu, da? Aici încă a văzut ceva la fizică și pun aici o formulă și îl întreb pe el și la fel îi dau posibilitatea să o recunoască măcar. Îi scriu aici variantele, îi pun timer și în felul acesta practic verific dacă el s-a uitat la acea simulare video și dacă a înțeles măcar sau a priceput care e formula. Bifez, salvez aici, n-am pus niciun răspuns și bifez, da? Foarte, foarte drăguț, variantele acestea, ok, și în felul acesta îi mai dau o sarcină. Deci merge foarte bine și pe Nearpod pot să facem evaluarea, nu doar pentru limbi străine, cum spune doamna Bold, dar și pentru alte materii. Și când e gata, să spunem, minunea de lecție, dacă e gata, o trimite elevului și el ce face? Are, nu doar în cadrul acestei lecții, are nu doar varianta să vadă ce am prezentat eu, ci să și răspundă în timp real. Adică i-am pus 3 minute un video, trebuie să-mi răspundă la o sarcină. I-am vorbit o 2 minute despre nu știu ce, îi mai dau o verificare. Și în felul ăsta el nici nu se plictisește, nici nu are cum să copieze, pentru că nu știe ce va urma. Da? Nu știe ce va urma. El are 2 minute după ce am prefăcut eu o prezentare la ceva, și poate trebuie să răspundă în timp real. Cum face să copieze? Nu prea are cum. Da? Pentru că are timp limitat, 2 minute. Bun, deci asta este cu Nearpod. La fel pentru limbi străine, pentru că văd că foarte multă lume întreabă și este Quizizz, bineînțeles. Bătrânul și binecunoscutul Quizizz pentru limbi străine. Găsim direct în limbile străine testele, dacă aveți aici și nu doar. Ce avantaje există dacă ascultă elevul Nearpod, poate asculta elevul la ora sincron. Păi noi presupunem că sunt orele online, doamna Radu, despre asta este vorba. Dacă ora sincron vă duceți în clasă, ia să o ascultați în clasă, evident. Dar noi presupunem că suntem online și vrem să-l verificăm. Cum putem să o facem? Putem să o facem cu aceste mijloace în care ei să nu copieze sau putem să-l ascultăm și cu video, dacă îl pornește, să-l întrebăm ca în clasă. Ia zi, Gigel, ce ai înțeles astăzi? La fel și pe Wiser. Mi-am prezentat săptămâna trecută. Bun, ia să vedem întrebări înainte de a trece la deosebirea față de puzzle pe Nearpod. Așa, ia tot video, nu merge doar 2 minute din film. Elevii accesează un link și nu au conturi. Da, nu au conturi. Doamna Irari, am comentat aici ceva, având în vedere că nu folosesc clasul, link-ul poate fi accesat către copii doar prin crearea de cont pe aplicație, pe puzzle. Da, le dau link-ul și se loghează cu un mail pe care îl folosit sau părinții. Da? Aceeași întrebare poate fi, același video, da, poate fi oprit de mai multe ori pentru a scrie câte o întrebare, dacă vrem după fiecare fragment. Exact.
Dar încă o dată, putem să facem noi videouri și să punem noi întrebări în cadrul videourilor pe care noi le creăm. Nu trebuie să luăm video neapărat de pe internet. Bun. Acum, pentru limbi străine, pentru cine nu știe deja bine cunoscutul Quizizz, avem testele aici, pe Quizizz, create, la franceză, la engleză, la chineză. Și ce înseamnă că le avem aici? Înseamnă că, dacă vreau să creez, și pentru matematică, întrebam mai devreme cu domnul Mazilo, dacă vreau să creez un test sau să-l văd că e făcut de altcineva, mă duc și caut în comunitate. Cred că toată lumea știe Quizizz, l-am tot prezentat în cadrul acestor cursuri de mi-a venit rău. Deci, practic, găsesc testele făcute aici, dacă nu vreau să-l fac eu. Dacă vreau să-l fac eu, acesta e un test, să zicem, că îmi place, mă duc și îl copiez, îl fac al meu. Se poate copia extrem de simplu. Am aici buton de copy and edit. Da? Sunt multe, bineînțeles, și Quiz Live și Test Moz, dar ei sunt pe bani. Da? Test Moz și celelalte. Noi prezentăm ce e gratuit. Și, practic, în secunda asta am făcut o copie. El este copiat, pot să-i schimb denumirea dacă vreau, mă duc aici și îi dau o altă denumire, da? Pun test engleză, bun, și unde îl găsesc? Îl găsesc în My Library, aici, test engleză, observați, l-am copiat, este testul meu acum, pot să-l trimit elevilor, deci am un test cu 15 întrebări, deci m-a durat sub un minut să-l găsesc, evident că eu pot să-l și fac, să-l creez singurel, că știu cum să fac asta, că am fost la cursuri, bineînțeles, așa, și îl trimit elevilor. Cum îl trimit elevilor? Îi dau aici varianta de publish, după cel public, și am două, trei variante de a-l trimite elevilor. Ori îl dau live, adică îl joc în clasă, și atunci nu mă poate copia, pentru că, după cum vedeți, la fiecare întrebare eu pot să am și am... chiar dacă au hack-uri Oana, eu în momentul în care îl copiez nu mai am treabă cu testul original, e al meu. Da? E în contul meu. Și îl dau varianta clasică, să selectez clasa căreia vreau să-i aloc acest test. Pot să joace individual sau pe echipe. Da? Îi amestec întrebările și ordinea răspunsurilor, astfel încât să nu le vină în aceeași ordine. Okay? Deci trebuie doar copiat. Și în secunda asta ei vor intra și se vor loga pe site așa cu acest cod și va porni testul live. Da? În momentul ăsta, dacă toată lumea ar intra la oră și eu văd în timp real cum răspund. Deci ei n-au cum să copieze pentru că pentru fiecare întrebare eu am aici limită de timp. Da? Dacă mă duc să editez acest test pe care l-ați văzut că l-am luat, am limită de timp, pot să pun 30 de secunde. Pe fiecare întrebare, la întrebarea aceasta pot să pun 20 secunde, la întrebarea a treia pot să pun 10 secunde și tot așa. Deci, practic, șansele ca ei să copieze sunt nule, numai zicând că pot din nou să dau teste pe grupe. Selectez doar 5 elevi și spunem, testul acesta este pentru următorii 5 elevi, restul nu-l fac. Durează 3 minute să-mi răspundă, următorul test va fi pentru următoarea grupă de 5 elevi și tot așa. Deci, chiar dacă ar vrea să se ajute, eu le dau link-uri diferite și aici și, practic, șansele să copieze sunt reduse. Deci așa îl joc live. Apoi mai am varianta să-l trimit ca temă, să spunem că nu vreau să-i pun notă, vreau doar să văd dacă el a înțeles despre ce e vorba în acest test și la loc ca temă. Pe Classroom, direct butonul acesta se sincronizează cu Classroom, după cum vedeți, și mi-aloc clasele cărora vreau să le trimit acest test și primesc imediat în Classroom testul. Sau link-ul, dacă vreau trimit acest link pe Teams, pe Twitter, pe Canvas, pe... Da? Asta este link-ul și îl trimit. Avantajele Quizizz față de Google Forms sunt enorme. În primul rând că am limită de timp pe fiecare întrebare. Da? Pe Google Forms nu am. Se creează mult mai ușor aici. Am variantele mult mai simplu de creat. Când mă duc să creez aici un quiz, da? Să spunem că vreau să... O să arăt un pic pentru că văd că lumea întreabă. Nu poate să, evident, nu poate să trișeze pentru că dacă îi pun 10 secunde, priviți, să zicem că fac aici un test și întreb care este capitala Portugaliei. Așa, și pun această întrebare. El, pe lângă faptul că îi amestec întrebările și nu vede întrebările următoare, eu îi pun aici, da?
variantele de răspuns. Ok. O să arăt doar o întrebare cum se face, ca să nu plictisim auditoriu. Așa. Și funcțial. Să trecem aici. Acolo se aterizează direct în mare, dacă vreți să vă duceți vreodată la funcțial. Pune avionul direct în ocean. Nu aveți nicio șansă să aterizați dravene acolo. A, vă ia cu zgâlțială, bineînțeles, și gata, s-a terminat. Așa. Păi e deja pentru română. Vedeți că scriu în română, doamna Dorina. Nu am nevoie de altă interfață. Bun, și bifez răspunsul corect pentru că am pus întrebare cu un singur variantă de răspuns corectă. Dacă vreau să pun mai multe variante de răspuns, am checkbox și atunci îmi permite să bifez două, trei sau mai multe variante de răspuns corect. Dacă vreau să pun fiind de blank, ia uitați, el va trebui să treacă singur răspunsul corect, Lisabona, așa, și dacă vreau răspuns deschis, să-l las așa, să completeze el. Pentru matematică, ia uitați ce frumos, întreba cineva de simboluri, așa, ia uitați ce drăguț e aici, am alfabetul grecesc, trebase de alfabeta la germană, litera la imposibile, na? Gelsenkirchen, Mönchengladbach, na? Toate astea le găsiți aici. Da? Și practic puteți folosi la matematică și la limbi străine toate minunile din alfabet și imagini. E și o variantă plătită la Quizzes cu abonament de $5 care vă permite să faceți și lecții, adică lecții însemnând video, să puneți video cu de pe net sau înregistrat de dumneavoastră și toate minunile, adică imagini la liber, foarte, foarte bun Quizzes. Așa, bun. Și în momentul în care am făcut aici întrebarea aceasta, am creat aici o întrebare. Ok. Bun. Pot să creez o nouă întrebare încă o dată, la fel, scriind-o, dând variantele de răspuns și punând acest timer aici, care este senzațional, deci timer pentru fiecare întrebare, care îmi permite mie să nu mai pot să las pe copil să răspundă cât vrea el. Deci asta este avantajul la Quizzes față de Google Forms, unul dintre avantaje, că se creează extrem de ușor și îmi permite să am controlul asupra timpilor de răspuns. Da? Mie mi se pare una dintre cele mai bune platforme de evaluare, pentru că elevul nu are de unde să copieze. Da? Pur și simplu, nu are. Dacă îi dau un test zilă cu 15 întrebări la câte 10 secunde fiecare, 150 secunde, asta înseamnă, da? 5 minute, 150 secunde împărțit la 6, sub 3 minute. Da? Practic, ce să facă în 3 minute? Pentru că n-are cum să se inspire. Trece timpul și expiră timpul și practic îmi dau seama că a copiat sau nu. La fel, Wordwall, da? Wordwall, am prezentat, o să fac săptămâna viitoare un atelier Wordwall din nou. La fel, îmi dă posibilitatea să creez și aici teste ca elevul să nu copieze tot cu limită de timp. Da? Și elevul nu va putea să copieze nici aici, pentru că pot să creez diverse jocuri. Am o groază de opțiuni aici să le editez, de la spânzurătoarea, anagrame, căutări de cuvinte, curse în labirint, teste grilă, generator de matematică, de exemplu, dacă sunt cu cei mici și vreau să fac adunarea până la 20, în 3 secunde, ia uitați, am creat un joc, da? Și practic, el ce trebuie să facă? El trebuie să răspundă aici, după cum vedeți, s-a creat instantaneu, să bifeze răspunsul corect imediat. Da? Deci chiar să vrea, nu prea poate să copieze nici aici, pentru că e la fel, îi amestec întrebările, le dau sarcini diferite, le trimit link-ul și în momentul ăsta eu am și raportul despre cum a răspuns fiecare copil la întrebările pe care le-am pus. De secunde, 6 secunde pe fiecare întrebare. Și las un minut aici și nici aici nu poate copia în Quizzes, în Wordle, pentru că îi setez timpul de răspuns. Nu se poate întoarce elevul la o întrebare să răspundă nici aici, nici în Quizzes, nici pe Wordle. El când răspunde, răspunde și trece mai departe și imediat am practic un raport detaliat în Wordle, am tot prezentat. Am evitat să mai prezint Wordle, dar e foarte bun pentru evaluare, excepțional, să dăm joculețe, să facem. Săptămâna viitoare, sâmbătă, o să fac un atelier mai pendelete Wordle. Punctele din Quizzes, da, se transformă în note pe Classroom, dacă aveți varianta aceasta plătită.
Așa, se transformă în note sau pur și simplu ne uităm noi, doamnele, pe datul câte a făcut corecte și punem nota din quizze sau din ordol. Aici în ordol, de exemplu, la rezultatele mele, să zicem că avem aici rezultatele elevilor, priviți. Toate rezultatele sunt detaliate pe fiecare elev, da? Cum a răspuns, cât de bine a răspuns și așa mai departe. A fiecare dintre întrebări pot să văd în detaliu, da? Să răspundă și ce a răspuns. Bun, deci cam astea sunt câteva dintre modalitățile simple, utile, aplicațiile pe care le putem utiliza, tabla de la Viboard, Quizzes, Wordle, Edpuzzle, Nearpod, cu care cred că putem face destul de lejer diverse exerciții de evaluare a elevilor și, evident, rămâne de bază discuția liberă cu el și v-am spus, încercați, chiar dacă ei doresc să copieze și să se inspire din surse externe, lăsați-i, dar rugați-i să rezolve aceste sarcini în aplicațiile pe care le știți și le-am prezentat. Pentru că contribuția lui va fi evidentă în secunda aia. În Edpuzzle există o bibliotecă de resurse create, da, de profesori, dar e la început, nu prea găsiți mult conținut în română, pentru că trebuie să-l faceți public. WiserMe a fost săptămâna trecută, la fel ca la Nearpod, la fel. Aveți cursul pe Facebook, doamna Oana, dar puteți vedea cu totul. Deci la fel și la WiserMe putem să creăm exerciții, întrebări în cadrul exercițiilor. O să fac sâmbătă viitoare din nou, dacă sunteți interesată, o să detaliez mai mult. Nu o să vă țin astăzi prea mult, că e duminică seara. Pot să mai stăm 2 ore dacă vreți, dar mă gândesc că o să fie luna obosită și deja e foarte multă informație. Nu a dibuit doamna Claudia Stoica, dacă îi dăm varianta care nu e în ritmul instructorului, se păstrează limitele timp în Quizzes. Bineînțeles, da? Eu îmi pun un timer pe Quizzes și timerul ăla rămâne pentru fiecare test pe care mi-l setez. Eu pot să schimb acel timer în funcție de întrebările testului, evident, și să dau alt timer altor elevi, altor teste. Deci aici este foarte, foarte drăguț în Quizzes, pentru că pot să pun aceste limitări de secunde, ca și în Wordle, pe fiecare test, ceea ce permite să controlezi un pic varianta asta de a copia elevii. Bun, acum dacă aveți întrebări, mai stau la dispoziție, cam atât am avut astăzi să vă prezint, sper că a fost destul sau lămuritor. Ce recomandați pentru evaluarea online la română? Nu grilă și elevii să nu poată copia. Păi v-am spus, varianta să îi înregistrați, să se înregistreze ei audio, da, doamna Radu? Da? Recomand chestiunea asta. Dați pe Nearpod sau pe Edpuzzle, da? Un vocal frumos cu o sarcină și el pur și simplu să răspunde ca în clasă. Da? Dacă nu vreți evaluare scrisă. Da? Pur și simplu să se înregistreze și să îi auziți cum răspund. Da? Ei cred că pot da resume game și să facă iar. Nu, că îl setați, doamna Andreea Ion, doar o dată să răspundă și chiar dacă dau resume game, nu-i mai lăsați să facă. Nu ne arătați în WiserMe cum se trimite testul elevilor, am reușit doar să-l printez. Păi am arătat săptămâna trecută, da, WiserMe și îl găsiți pe Facebook. Când am folosit Quizzes semestrul întâi s-a mai blocat, dar Word-ul a mers fără să sughițe. Bineînțeles, merge Word-ul foarte bine. Și încă o dată, da, dacă veți evaluare scrisă, păi la evaluare scrisă când scrie? Dacă scrie în timpul orei, să zicem că mai e cum mai e. Dacă scrie acasă, da? E mai greu evaluare scrisă de acasă, nu? Dacă scrie în timpul orei, e la fel. Ne ascultați la oră camera pornită. Bineînțeles, camera pornită dacă o pornești, da? Dacă o pornește fiecare dintre elevi și în felul ăsta puteți să aveți un control. Dar încă o dată, le puteți combina, nu trebuie să folosiți doar o singură metodă de evaluare online. Da? Puteți combina un joc pe Wordle, un test pe Quizzes, o chestie făcută pe tabla Viboard și astfel vă faceți o imagine. Da? Bun, pentru că întreabă doamna Angelica pentru link-ul de adeverințe, cursulprofesor.ro, să pun și pe Facebook, bineînțeles, da? Cursul profesor, cine dorește adeverințe, sunt toate cursurile aici, am tot arătat. Hai să arăt un pic, pentru că încă mai sunt întrebări legate de site. Deci, cum se face? La fel ca la orice plată pe Emacs sau oriunde ar fi ea, se intră pe site, cursulprofesor.ro, avem pachetele astea care există pentru învățători și educatori și profesori,
uitați aici, cu 20 de ore de formare sau 40 de ore de formare, depinde cât aveți nevoie pentru grade, așa, se pune în coș, ca la orice produs, dacă luați de la EMAG, ok, și odată adăugat în coș, se merge la coșul de cumpărături, vedeți aici este practic cursul, vă treceți numele și pronumele, bineînțeles, așa, adresa de email, da? Adresa de facturare, de alte detalii dacă considerați, bifați sunt de acord cu termenii și condițiile, da? Și se plătește, se plătește online cu cardul și în momentul în care ați plătit, primiți pe email adeverința și factura instantaneu, deci nu trebuie să vă mai duceți la nicio bancă, totul se întâmplă online, că de-aia facem cursul online, ne-am automatizat complet și aici găsiți toate cursurile, Livresc, Nearpod, da? Teams, 50 de aplicații, Canva, Kinderpedia, tot ce am muncit eu aici în lunile astea de pandemie, sunt aici, whiteboard, dacă le vedeți, conferințele cu Gelu duminică, da? Viorel Nișoi o să vină duminica cealaltă peste două săptămâni, a avut COVID Viorel, deci știți că trebuia să fac ieri conferință cu el, dar se resimte, tușește ca un bolnav. Și am vorbit cu el peste două săptămâni, duminica cealaltă, veniți la Viorel Lișoi, o să vă placă, un mare scriitor și prozator și autor de reportaje. Mulțumesc, doamna Corina Bodea. Deci așa se obțin adeverințele aici. O să facem și alte surprize, o să vedeți în săptămâne care vin, mai pregătim niște surprize apropo de site, o să facem niște conferințe din astea de să ne doare capul cu preînregistrare, o să vedeți, o să fie un curs din ăsta de formare de două zile, care o să arătăm tot ce știm aici cu domnul Toma, cu doamna Iralia, cu invitați, cu surprize și acolo o să fie o nebunie totală. Bun, dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție cu voce pe Zoom sau înscris pe Facebook. Așa. Bineînțeles, trebuie studiat, e bună tabla, domnul Toma, evident. Așa, vaccinați-vă, acum sunt proaspăt vaccinat cu prima doză, joi m-am înțepat, m-a durut tumorul 3 zile, bineînțeles, sunt cipat acum, după cum vedeți, vorbesc non-stop de la chipul ăla e, am anticorpii până la cer, pe 1 aprilie fac rapelul și gata, pot să vin în vizită, să facem cursuri la dumneavoastră acasă, direct, mă invitați, la Baia Mare, la Oradea, la Iași, la Chișinău, bineînțeles, vin și vă arăt cum se împarte ecranul în două, toate minunile. Bun, întrebări dacă aveți. Sâmbăta viitoare am spus că facem curs nou, Atelier, Classroom, Wordle, Puzzle și ce am mai zis. O să punem doamna Bursan, vă salut. Pentru sâmbăta viitoare, cursul este aici. Dacă vreți să dați join pe Facebook, pe pagină, hai să arătăm. Pe domnul Trandafir, bineînțeles. O găsiți aici, practic, deja cursul afișat și nu uitați de peste două săptămâni, o să mai povestim despre Viorel Lișoi, care vine la noi, o să fie dezmărț, o să râdeți, pregătiți-vă burțile de râs, o să fie senzațional. Între timp puteți să-i citiți și cărțile și articolele lui. Deci asta a fost astăzi cu copiatul și sâmbăta viitoare, uitați, avem Atelier Classroom, Story Jumper, da? Pe Facebook. Uite, o să-l pun în chat-ul de Zoom, pentru cine vrea. Doamna Radu nu se lasă. Dacă există vreo platformă sau aplicație care să arate dacă elevii copiază. Există varianta cu TeamViewer să preluați controlul asupra calculatorului elevului, dar trebuie să vă dea elevul voie pentru că e vorba de GDPR, și să-i cereți să mai aibă încă o cameră pe care să o plaseze astfel încât să-i vedeți mâinile și tastatura. Da? Și în momentul ăla el nu mai poate să facă ceva. Dar vă repet, e complicat pentru că intră aici GDPR-ul în acțiune, elevii nu vor dori să facă asta și tot așa. Se poate face, dar e mai complicat tehnic. Pentru certificatul acestei sesiuni, doar online, se poate plăti și la bancă, dar online e mai safe și mai rapid. Se primește imediat pe mail doamna Maria Popa, dacă nu puteți online sau nu vreți, îmi scrieți un mesaj, un mail și rezolvăm și în alt fel. Pentru Republica Moldova tot la fel, costă tot 35 de lei românești, da? Și se plătește tot online. Dacă aveți un card, pentru că știu că nu se poate plăti, cel mai bine este să vorbiți cu cineva din România și să rugați să plătească ei în numele noastră, vă trece numele acolo și se poate rezolva așa. Da? Deci săptămâna viitoare, am spus sâmbătă la 3, facem un Atelier Classroom cu întrebări
despre Splatoon, despre Story Jumper, despre Wordle și despre Puzzle. Bun, aveați niște softulețe, dar cam sunt de tip virus și nu sunt tocmai legate de utilizat. Așa. Da, deci e complicat să nu copiezi online, sunt tot felul de softuri, dar v-am spus, intre aici GDPR-ul și știți că a fost un scandal și pe la universitate cu profesoare care le cereau să pornească două camere și trei camere să vadă și tastatură. Dar chiar și așa, eu chiar dacă îmi pornesc, eu pot sta în spatele laptopului lecțiile puse pe perete. Da? Și eu văd pe două camere, văd tastatura, dar citesc în spatele laptopului toate temele. Deci, practic, e quasi imposibil pentru a controla copiatul online. Singura variantă, v-am spus, este să dați sarcini și să încurajați. Ok, ai copiat, în regulă, dar acum spunem și ce ai înțeles. Da? Ai scris trei pagini referatul ăla, hai să discutăm despre el. Da? Fără nicio jenă, nu mai îmi citești din el. Îmi spui efectiv ce ai înțeles. Da? Sau îmi faci un rezumat. Bun, am spus doamna Vas pentru adeverințe, cursulprofesor.ro, da? este site-ul, iar pe florintudose.com găsiți, am zis, cursurile de pe YouTube și varianta aceasta de a crea resurse educaționale, să pun site-ul și aici, în Zoom, și să solicitați adeverințe pentru ele. Bun, deci cam asta. Dacă sunt întrebări, mai stăm câteva minute. Au trecut rapid cele două ore, bineînțeles. Nici nu știm când au trecut. Îi mulțumim lui Marius dacă mai este și ne aude. Dacă nu, îi mulțumim că ne-a împărtășit secretele aplicației V-Board. O să o mai prezint și sâmbăta viitoare, pe scurt așa. Vă ascult acum. Dacă aveți întrebări. Deci cursulprofesor.ro, tot întreabă lumea în Facebook, nu ne aude. Deci este site-ul pentru adeverințe. Le puteți solicita oricând, nu neapărat astăzi. Să facem întâlniri dedicate pentru discipline. La întâlniri discută doar ce se poate face la mate, spre exemplu. Ba da, putem să facem și asta, m-am gândit la asta. Am făcut mai de mult pe discipline umaniste, pe mate, pe fizică. Putem să facem și cursuri, dar ar fi restrictive. Cursurile astea sunt așa, cursuri populare pentru toată lumea, să învețe și cei de mate și cei de română. Putem să facem odată și un curs pentru mate, să arătăm și pentru română. Am făcut, când am făcut cele 50 de aplicații, am arătat pentru fiecare ce ar fi util. Putem să facem și mai specializat așa, dar nu știu câtă lume ar fi interesat așa, dacă le spargem pe materii. Da, sunt toate cursurile. Din octombrie și noiembrie, doamna Iralia, le-am, dar încă nu le-am pus. Sunt undeva prin calculator. Da, putem să facem și o să facem o de asta. Da, uite, toată lumea deja protestează pentru toate obiectele, nu doar mate, bineînțeles. Putem să facem o chestie din asta mai făcut colaborativ, în care să veniți dumneavoastră cu idei, soluții, ce utilizați, ce merge, ce vă place, adică nu le știu nicio pe toate. Și puteți veni fiecare cu soluții. Uite, eu folosesc asta la mate, o să facem chestia asta, uite, chiar poate peste două săptămâni. O să facem un curs în care nu o să avem o temă, doar o să dezbatem ceea ce merge la dumneavoastră și poate veniți cu idei mai bune decât și cu aplicații mai bune decât ce prezint eu aici. De ce nu? Alte întrebări? Da, și pentru RED există varianta să obțineți certificat, se plătește și acolo taxă, doamnă Radu. Cred că predați română, înțeleg. Pe florintudose.com găsiți detaliile și formularul de înscriere la RED. Ok. Bun. Întrebări. Dacă aveți, deschideți microfoanele, să iasă scandal acum. Mulțumiri, bineînțeles. Pentru sâmbătă, pe Facebook sau pe Zoom. Aveți aici detalii. Da? Pentru sâmbătă, uitați aici, Atelier Classroom, Story Jumper, o să-l pun în linkul de Zoom și îl găsiți pe Facebook. Da? Puteți să vă înscrieți pentru sâmbăta viitoare. Suntem live, bineînțeles, și pe Facebook. Deci pe Facebook ne găsiți, da? Pe pagina, da? A centru de domnul Trandafir și găsiți aici evenimentul, bineînțeles. Dacă sunteți prieteni cu noi, apare imediat când pornește evenimentul ca și astăzi, sau avem și grup de Facebook, cursul online pentru profesor Fain. Deci vă puteți înscrie și în grupul ăsta de Facebook. Uitați aici și postăm aici tot felul de noutăți. Deci puteți face și aici, uitați, este evenimentul aici pus
Deci căutați pe Facebook cursuri online pentru profesori fain, adică voi sunteți ea, profesorii fain, și eu sunt cu cursurile online. Așa, limba română neapărat, curs separat, neapărat. Ok, doamna Crina, neapărat, am notat. Da, am niște idei cu limba română. A apărut și dacă am trecut adresa de Zoom în calendar, o sunat telefonul cu jumătate de oră înainte. Bineînțeles, oricum vă dau mail-uri peste mail-uri pe Zoom, cine vă logați pe Zoom, primiți notificări mereu. Bun, dacă nu sunt întrebări, vă ascult. Doamna Irarea, ce faceți? Ia, deschide microfonul, să vă auzim un pic, că ne era dor de dumneavoastră. Nu puteți vorbi. Hai, deschideți-l. Nu vă alintați. Bineînțeles, o știe toată lumea pe doamna Irarea, care ne cântă la petreceri, ne încântă, nu poate să vorbească, înțeleg. Așa, bă, da, nu vă las? Păi ziceți așa, nu vă las să vorbiți? Păi gata, oameni buni, ia să vă dau drumul, gata. Vorbește toată lumea pe Zoom, vă ascult. Sănătate, spuneți. Spuneți-mi dacă mă auziți. L-auzim acum. Da, erau blocate microfoanele că se auzea înainte, biologie prin casele oamenilor. Ceea ce e bine. Vă mulțumesc încă o duminică petrecută cu folos alături de dumneavoastră. Mă bucur. Am aflat lucruri noi. De dumneavoastră. Să știți că pentru dumneavoastră fac cursurile astea. Pentru Cristi, pentru Nana Irarea. Da, mulțumesc. Pentru prietenii noștri care intră, orice ar fi, că nu o să mai veni și nu o să mai intrați. Gata, mă las de ele și mă apuc de șurubări. Eu tocmai înregistrasem o poveste când ați intrat și am lăsat totul baltă ca să vă ascult. Am înțeles. Revin la ale mele după la povestea. Cum merge treaba? Cum e la Galați? Ca peste tot. Mai cu grădinița, merge. Merge tot înainte. Am prezență, am copii care n-au niciun fel de deprinderi de nimic. E un soi de turbare de asta. Căreia îi facem față. V-ați vaccinat? Nu mă mai întrebați, că nu mă vaccinez. De ce? Că nu vreau. Am comorbidități care nu se pupă cu ce aud eu acum în mass media. Am înțeles. Mai trebuie să întrebați medicul. Da, dacă îl găsesc. Dacă îl găsiți, să vedeți. Da. Nu mai cu acordul medicului ne vaccinăm, bineînțeles. Bun, da. Altcineva? Să rămână, doamna Irarea. Sănătate și spor în toate, tuturor. Și veselă, cum vă știu. Da, mă hlizez prostește, ce să fac? Când n-am încotro, râd. Nu e așa, știm că nu e așa. Domnul Toma, ce faceți acolo? Deocamdată butonez vibordul. Așa, vibordul, vă place? Da. Inclusiv dădusem soluția la problema de la început. Am înțeles, o găsim până la urmă. Înfășura frânghia împrejurul butoiului și-l urca pe planul înclinat. Și așa forța, adică 480 newton. Da. Astea sunt problemele personale. Dar trebuie idei ca să vă și găsească. Da, corect. E bine, toată lumea la școală e ok, nu? Da. Da? Absențe ca zero. Sau aia care mai lipseau de obicei. Bun, așa. E bine. Perfect. V-ați vaccinat? Vă vaccinați? Eu că am dat, nu știu, cu programările care le-a făcut școala când n-am mai primit niciun mesaj. Aoleu. Păi singur, pe platformă, de mâine e la liber. Da? Da, de mâine e pentru toată lumea. Păi vede, dacă mă înscriu eu sau mă înscriu școala, să nu fim înscriși la dublu, în două centri diferite. Nu contează, că alegem unde vrem. Aha. Da, bun. Altcineva, dacă vrea să spună întrebări, glume? Așa, doamna Belciuc, sigur că puteți intra și pe Zoom. Pe Facebook impactul e zero, dar păi dacă ne auzim, sigur că da. Da. Eu vă dau mereu link-ul de Zoom, puteți să vă logați și să intrați oricând, adică puteți comunica cu noi. Cine mai e pe aici? Cine vrea să mai spună lucruri, întrebări? Domnul Bizor, salutăm pe domnul Marius Bizor, ne știm de multă vreme. Așa. Salutare! Spuneți! Să spună domnul că a început. Haideți, curaj! Și-a pus și soțul bulină pe cursor și el are de prezentat ceva cu adeziv și când șeruiește, nu se vede bulina la celor care prezintă. A, minunea asta de circulă? Da, deci la șeruire ceilalți nu văd. Păi de ce? Nu știu, e ceva acolo care e greșit. Păi nu are ce să fie greșit. Da. Păi vă duce și cu bolina asta, o găsiți în mouse pointer. Ăsta scrieți aici, dacă aveți în ord, mouse highlight. Și așa vă faceți bolina asta,
Da? Și dați apply settings și apare tot timpul, se mișcă. Da? Deci nu dispare decât dacă vreau eu. Pe ecranul lui apare, dacă înșeruiește, elevii nu văd. Nu văd bolina? Da. Trebuie să vedeți că uitați, v-am șeruit acum și da. Cine știe, n-a făcut ceva cum trebuie acolo. Am înțeles. Niciodată. Sau să, întâi să șeruiască și după aia să transforme mouse-ul în bulină. Poate fi și asta. Uh-huh. Doamna Elena Mârza, o salut și pe doamna Mârza. Ai zice, dacă vreți să mai puneți întrebări, nu lăsați mail-urile în Facebook, că n-am ce să fac cu ele, doamna Mirela Maria Băsășteanu, nu-mi scrieți mail-urile în Facebook, că dacă vreți adeverințe, pe site direct, pe cursulprofesor.ro. Așa că nu scrieți mail-uri, știți, știu că la toate cursurile, știți, încep să scrie toată lumea mail-uri. Dar nu scrieți mail-urile în Facebook, că nu e necesar. Ok. Bun, întrebări, comentarii, plângeri. Dacă nu aveți, ne oprim aici, dacă nu vrea nimeni să mai intervină cu curaj. Mulțumesc din nou pentru participare, atenție, sper că a fost util și cursul ăsta. Și sâmbătă viitoare la 3 facem atelierul de care v-am zis cu Story Jumper, cărticele Story Jumper, în Wordle o să arătăm mai pendelete, Classroom, deși cred că toată lumea arăta, știe în Classroom, dar vedem cum sincronizăm aplicațiile astea cu Classroom, Story Jumper și Wordle. Și Edpuzzle o să arăt din nou cu video ca să vedem cum le trimitem și eventual și cum le pornim. Și o să arăt și WiserMe din nou pentru cei care astăzi au întrebat și n-a mai fost timp. Bine, stimați colegi, unde mergem pentru a face bulina? Mergem într-o aplicație micuță, Mouse Highlight se cheamă. O găsiți în calculator sau dacă nu o descărcați, dacă nu e deja instalată și aici setați cum să fie și cât de mare. Iaute, dacă vreau să fie de 100, nu o să mai vedeți nimic, am o bulinoaie de 100, iaute, și mare. O puneți la 20-30 că e de ajuns și așa aveți bulina, e mai ușor de urmărit. Story Jumper, da? Facem Story Jumper sâmbăta viitoare și vă aștept cu viu interes. Cursul profesor.ro pentru adeverință, mai spun o dată, pentru că lumea mă întreabă în Facebook. Și o seară agreabilă, o săptămână ușoară. Și vezi că vine iarna de mâine, da, iar zăpezi, iar ploi, grijă mare. Da, mai bine stăteați online, bineînțeles, decât să ne ducem la școală așa. Ok, dacă vreți să mai interveniți, 2 minute, dacă nu, mulțumesc tuturor și lui Gabi Drăghici de pe Facebook pentru întrebări, dacă ne mai ascultă, și celor care au pus întrebări, Ioana Vâlvoi, Monica Anturcanu, da, Cati Vasile, oamenii care au lucrat acolo și au întrebat. Vă salut cu respect și vă doresc o seară deosebit de agreabilă, să fiți sănătoși și veseli, ne auzim săptămâna viitoare. Mulțumim, la revedere!